Vă propun un moment de conexiune de la inimă la inimă. Ne conectăm cu soarele nostru interior. Și mergem tot mai în profunzime. Respirăm conștient de câteva ori. Liniștim mintea. Pe inspir mergem în interior, înspre inima noastră și pe expir venim înspre exterior, spre ceilalți. Și acum ne conectăm cu întregul grup. Suntem cu toții conectați în undă, formăm o floare de lotus. Ne simțim și ne percepem. Suntem în centrul nostru, suntem în prezent. Foarte bine. Acum o să începem salutul soarelui. Vă propun să ne ridicăm în picioare. Și vom începe salutul soarelui. Ne îndreptăm cu fața spre est. Estul e așa, la mine. Spre răsărit. Și acum că suntem conectați cu soarele nostru interior, deci cu sursa interioară, soarele este oglinda noastră, oglinda sursei din interior. Și salutăm soarele cu micul salut, Namaste. Și acum, primul pas este să închidem ochii, lărgim suprafața pleoapelor și mișcăm capul ușor de la stânga la dreapta. Înmagazinăm lumină solară. Razele soarelui pătrund în sistemul nostru nervos. Trei, patru secunde la stânga, trei, patru secunde la dreapta. Și respirăm profund. Facem asta de 4-5 ori. Soarele pătrunde în al treilea ochi și primim lumină și pentru partea nocturnă, pentru partea de meditație nirvanică. Bun, pasul următor este aducem mâinile în zona pieptului, unde este soarele nostru interior, poarta soarelui, și privind spre soare, avem gura ușor deschisă și putem scoate și limba puțin.
În această poziție inspirăm și expirăm cu gura deschisă, inspirăm razele soarelui, inspirăm și expirăm prin acest sunet. Inspirăm și expirăm. Noi inspirăm energia aurie a soarelui și expirăm o energie gri. Este organul care se acumulează în corp peste noapte. Și prin acest gest și această intenție și stare de conștiință, curățăm tot sistemul nostru digestiv cu razele soarelui. Mai facem de 2 ori. Foarte bine. Acum pasul următor este curățarea cu razele soarelui a corpului nostru. Întindem brațele spre soare, degetele noastre se împletesc cu razele soarelui. Și aducem lumina soarelui în noi, pe un braț, pe celălalt, pe cap, toată fața, cap, coborâm pe umeri, coborâm pe piept, abdomen, șolduri, coapse și până sub genunchi, coborâm până sub genunchi. Bun, mai facem încă de 2 ori acest gest. Aducem razele soarelui în noi, lumină, căldură, energie și ne curățăm cu razele soarelui. Și până sub genunchi. Și ultima oară putem face așa, nemai atingând neapărat corpul fizic și să permitem luminii solare, luminii solare să pătrundă peste tot, în corpul nostru și în toate corpurile și în toate buzunarele ființei noastre. Perfect! Și acum ultimul pas al salutului soarelui este să cântăm împreună mantra Om. Prima dată o să cântăm această mantră pe toate chakrele și începem cu prima chakra. Punem mâinile în zona feselor, inspirăm împreună și apoi pe expir vom cânta mantra Om și vom ridica brațele înspre soare. Haideți, împreună. Inspir și bun, inspirăm, aducem brațele în zona abdomenului și chakra 2, inspir. Acum, chakra 3, plexul solar, inspir. Bun, mâinile în zona inimii, inspir. Acum chakra gâtului, inspir. Acum
al treilea ochi, ajna. Și Sahasrar, lotusul cu 1000 de petale. Respirăm profund și încheiem cu micul salut, Namaste. Onorăm Spiritul Soarelui. Bine, dragilor, acum o să continuăm cu cele 144 plus 1, deci 145 de respirații. Este respirația de foc, pe care o mai numim Kapalabhati. Este prima parte a respirației dragonului, pe care o vom face când ne vom întâlni. Sau poate la modulul 3 o să începem. Vedem. O secundă doar să închid geamul pentru că este agitație. Ok, perfect. Haideți să ne pregătim pentru respirații. Respirația este scurtă și rapidă și sună cam așa. Inspirăm. La început facem câteva contracții ale musculaturii perineului. Suntem conștienți că energia vine de jos. O să facem și o împământare, adică batem cu piciorul stâng în pământ și apoi batem cu piciorul drept în pământ. Și știm că suntem înrădăcinați, dar e foarte important pentru noi lucrul ăsta. Bun, și respirația va fi exact cum am făcut mai devreme. O să inspirăm și facem contracții cu perineul la început. Și vă arăt și după aia facem împreună. Ceva de genul ăsta este respirația. Bun. Dacă ați înțeles, sper că ați înțeles, facem acum împreună. O să le număr eu. Puteți să vă luați după mine. Ok, dragilor, haideți să începem. Inspir și începem. Ultima lungă. Bun. Reglăm respirația. Simțim câmpul pe care l-am creat. Dacă am lucrat bine, simțim al doilea nostru corp care începe să se formeze. Este corpul de Kihlimbar.
Foarte bine. Acum este momentul să spunem câteva cuvinte despre noi, deoarece ne-am lărgit, da? Aura noastră a crescut și subconștientul nostru este deschis la sugestii. Suntem exploratori. Suntem ființe ancestrale. Ființe cosmice. Am venit din cosmos, pe pământ, să ne îndeplinim misiunea și ne întoarcem în cosmos. Foarte bine. Vom continua cu ancorajele șamanice. Ne vom împământa din nou. Inspir și batem cu piciorul stâng în pământ. Pe expir și apoi inspir și pe expir batem cu piciorul drept în pământ. Haideți împreună. Și îndoim puțin genunchi, da? Suntem în poziția aceasta lejeră. Perfect. Acum, la fel, mâinile pe coapse, cum am avut și mai devreme, deasupra genunchilor. Și mișcând perineul, vom scoate acest sunet. Este practic sunetul tigrului. Este un sunet de marcare a teritoriului, cum fac animalele. Haideți. Au! 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 Și simțim energia cum se acumulează jos în primele două chakre. Facem de 7 ori pentru fiecare chakra în parte. Bun. Foarte bine. Acum urcăm energia mai sus, în zona plexului solar și o să avem de făcut tehnica tigrului și apoi a dragonului, Qigong al tigrului și al dragonului. Mudra tigrului este aceasta, este gheara de tigru. Sunetul pe care îl vom scoate este ca și un tigru amenințător și este importantă privirea și starea de conștiință. Privirea noastră este într-un punct fix și este amenințătoare. Este cu 5 degete, gheara tigrului. Nu forțăm corzile vocale. Este energia de forță și de determinare. Bun, foarte bine. Și aducem toată această energie și o depunem în noi, în tantien, în centrul nostru. În plexul solar de jos. Bun. Dragonul este pământ foc. Pardon, tigrul este pământ foc. Urmează dragonul care este foc aer. Qigong al dragonului. Și mudra dragonului este cu cele 3 degete, da? Gheara de dragon. Vă explic cum facem. De la stânga noastră o să ducem mâna spre dreapta. În felul ăsta lărgim. Dacă am fi undeva afară, într-un mediu exterior, am lărgi cât vedem cu ochii, până la ultimul orizont, cel mai îndepărtat orizont. Noi ne lărgim gama de experiențe. Până unde vedem cu ochii.
Bun, deci facem această mișcare și scoatem sunetul dragonului, ca mai devreme în respirație, dar lung. După care, din dreapta noastră, ducem mâna spre stânga, tot la fel circular, și în cercuri concentrice adunăm, aducem spre noi energia. Da, este energia tuturor experiențelor noastre. După care o să o punem pe noi, o integrăm. Haideți să facem împreună. Deci din partea noastră stângă, cu gheara de dragon. Și acum din dreapta adunăm. Foarte bine. Aducem energia aceasta, o punem în palmă ca ștampila. După care frecăm așa, și în special aici, în zona aceasta unde mirosim parfumurile. O mirosim această experiență. Este arhetipul lui Tut, exploratorul. Și acum o punem pe noi. O integrăm, ca mai devreme, la salutul soarelui pe cap, pe umeri, pe brațe, pe piept, abdomen, în jos pe coapse, șolduri coapse și până sub genunchi. Foarte bine. Iar apoi, după ce tot face experiențele, le aduce lui tot și tot le înmagazinează și le depune în biblioteca Akasha, maestrul tot. Bun. Și mai avem un ultim moment. Ne întoarcem din nou de unde am pornit, cu fața spre răsărit. Și de aici vom face mudra sufletului. Este de fapt Haka, partea de Haka planetară. Știți Haka din Noua Zeelandă, Maori. Ei, avem această mudră, o să vă explic ce reprezintă, este a tuturor pământenilor, a umanității. Bun. La început, deci suntem înrădăcinați, da? Ok. O să extragem prin forma asta energia de jos, de sub genunchi, o adunăm. Este foarte importantă mudra asta, pentru că astfel creăm globul entității, globul albastru, pe care urmează să-l facem, să-l creăm împreună. Noi suntem acest glob. Ok. Bun. Deci, la început adunăm și tot prin sunetul ca și cum am extrage energia de jos din pământ, din centrul mamei pământ, care urcă prin tălpi, noi o direcționăm cu mâinile. Vedeți? Foarte bine, o extragem, aducem mâinile aici, în zona șoldurilor. De aici vom crea globul entității, globul albastru, prin această mișcare. Aceasta reprezintă asumarea, faptul că noi suntem acest glob albastru. Aducem mâinile în zona inimii și din zona inimii deschidem brațele și cu sunetul Ta o să binecuvântăm direcțiile. Asta reprezintă expansiunea, libertatea. Acum ne întoarcem 90 de grade înspre dreapta, eu voi fi cu spatele, și la fel, cu mâinile la inimă, deschidem brațele. Din nou ne întoarcem 90 de grade înspre partea noastră dreaptă și binecuvântăm direcția vestul. Și binecuvântăm acum ultima direcție, nordul. Acum vom binecuvânta toate lumile de sus, corpurile cosmice, frații noștri din ceruri, și vom binecuvânta lumile de jos. Agartha,
și toate ființele supramuntene. Și acum v-am binecuvântat de trei ori cercul, grupul și grupurile. Bun, minunat. Mulțumesc. A trecut aproape jumătate de oră. Propun să facem o pauză scurtă de 10 minute, după care să revenim. Între timp vedem ce face și Ovidiu Coșbuc. Bine, dragilor, este și 38, ne vedem la și 48. Bun, deci avem o poziție relaxată pe scaun. Privirea este în fața noastră, la 2 metri jumate, cam așa. Ne relaxăm, respirăm profund. De câteva ori, ne liniștim mințile. Privim în același punct. Și în timp ce privim, observăm și ce se întâmplă în stânga și în dreapta noastră. Eu văd și monitorul, și în stânga, și în dreapta. Și astfel avem o percepție circulară. Folosim privirea periferică, pe care o utilizăm de obicei noaptea. Respirăm profund. Stabilizăm această stare, ne obișnuim cu ea. Și observăm aerul dintre noi și punctul la care privim. Aerul este o ființă, este aici în fața noastră, putem să-l atingem. Putem să-l sărutăm dacă vrem. Menținem această conștiință extinsă. Respirăm. Putem clipi dacă vrem, dar nu mișcăm privirea din acel punct. Observăm cum se modifică percepția noastră. Observăm particulele din aer și covorul sau podeaua ce privim acum. Începe să se modifice. Observăm cum se mișcă. Și în fața noastră este ca o perdea de ploaie. Se văd undele verticale.
și orizontale. Intrăm un pic mai în profunzime. Este poarta de intrare în a patra dimensiune. Stabilizăm această percepție. Bun, foarte bine. Acum inspirăm profund. Și revenim. Bun, este un început, da? Noi când avem această percepție, e bine să fim conștienți că ne dilatăm. Noi mergem în toate direcțiile pe care le-am binecuvântat mai devreme, în toate cele patru puncte cardinale, sus, jos și ne lărgim, da? Practic lărgim globul nostru, aura noastră. Cât mai mult și mai mult și mai mult. Când o să ne întâlnim, vom face și practici de creștere a aurei. E important să știm că această percepție circulară, privirea cum am avut-o mai devreme, ne ajută și la vederea aurei. Și chiar puteți face și acest exercițiu acasă, exercițiu cu flacăra lumânării. Ne privim în oglindă și privim aici, la rădăcina părului. Avem o lumânare în partea stângă a noastră, este lumina stinsă, e seară și lumânarea este, dacă se poate, în dreptul ochilor sau puțin mai jos, pe o masă sau pe o noptieră. Și cu această percepție circulară, privind în această zonă, observăm și ne observăm aura în oglindă. Da? Și o să vedem primul strat, aici alb în jurul capului, ca un abur care iese. După aia vom vedea stratul al doilea, care poate să ajungă până la 30-40 de centimetri. Și apoi al treilea strat, stratul 2 deja începe să aibă culori, putem să percepem la început culorile, după care să le vedem. Și stratul 3, de fapt, este stratul de vedere a aurei colorate, însă facem progresiv. Da, începem cu meditația pranirvanică și cu vederea aurei. Acestea sunt exerciții
practici ce țin de primul modul. Chiar dacă nu le-am făcut, începem să recuperăm acum și să-i dăm drumul înainte cu practicile, pentru că sunt cele mai importante. Ok, perfect. Acum, voi pune puțin materialul modulului 2 și o să trecem așa un pic mai rapid prin el, însă doresc să totuși să trecem prin el, fiind la modulul cu chakrele, pentru că e important să avem integrate stările de conștiință specifice chakrelor. Ok. Vorbim despre chakre care sunt porți ale vieții, așa cum le simțim cu toții. Baza amarcată. Chakrele, după cum știm, și am pus aici niște imagini sugestive, sunt vortexuri de energie. Da, și totul în natură, de fapt, este sub forma acestui vortex sau toroid, de la micro până la macro, atât în interiorul nostru, energetic, cât și la galaxii, în macrocosmos. Chakra înseamnă roată în sanscrită, dar ele sunt vortexuri de energie. Este important să știm că energia urcă de la baza coloanei vertebrale, urcă în sens spiralat și este această energie numită Kundalini, care spunem noi că iese prin portal, care este în al treilea ochi. De asemenea, chakrele au forma asta de pâlnie, atât în față, cât și în spatele corpului. Și ele sunt conectate printr-un punct central, care este pe canalul central al coloanei, numit Shushumna. Și energia circulă în sens ascendent și descendent, în sus și în jos, adică prin cele două canale numite Ida și Pingala. Aveți aici o imagine destul de sugestivă cu pâlniile chakrelor. Și începem cu arhetipul șamanului, care este reprezentat de prima chakră, Muladhara. Muladhara înseamnă calea șamanului, o viață tribală, natura, înrădăcinare, concretizare, stabilitate. Are culoarea roșie și este la baza coloanei noastre vertebrale, este rădăcină, susținere. Muladhara. Elementele componente bănuiesc că le-ați văzut sau le veți vedea ulterior. Trecem mai departe. Am făcut această lucrare cu explicația chakrelor pe modelul arborelui vieții, al copacului, și așa cum copacul are toate componentele sale, am făcut analogia și asemănarea cu chakrele noastre. Elementele copacului sunt sămânța cu rădăcina, tulpina cu canalul central, ramificațiile interne din tulpină, nodurile tulpinii, ramurile, frunzele și florile și fructele cu semințe din nou. Ne întoarcem la sămânță, de unde pornește viața. Avem prima chakră, arhetipul șamanului și acum, haideți să ne conectăm cu toții, cu prima noastră chakra, cu arhetipul șamanului și să găsim acest șaman în noi sau șamană. Toate aceste arhetipuri le avem cu toții în noi. Șamanul trăiește în mijlocul naturii și se înrădăcinează în pulsația pământului. El intră în materie și se conectează cu natura din toate punctele de vedere. Este asemenea unui animal, unui mamifer sălbatic. Se conectează cu cele cinci elemente, cu pământul, cu apa, focul,
aerul și eterul. În special e conectat cu Marele Spirit, de unde vin puterile. El intră în rezonanță cu natura și face practici de extaz prin care deschide portalul cu natura. Șamanul este o cale și prin această cale noi ne putem ilumina dacă este trăită la maxim intens. Avem punctele cheie de activare ale chakrelor, care sunt așa zisele puncte prananadi. Practic sunt punctele care activează energia kundalini din chakra respectivă. Le aveți aici. Trecem mai departe. Și acum inspirăm profund și integrăm această stare de conștiință a șamanului în interiorul nostru. Haideți! Bun, perfect. Continuăm cu chakra 2, Svadhisthana, care este arhetipul yoginului. Svadhisthana este calea tantrică, plăcere extatică, fuziune prin intermediul simțurilor. Cuvântul cheie pentru chakra 2 este plăcere. Plăcere în toate domeniile vieții noastre, în tot ceea ce facem. În momentul în care mâncăm, în momentul în care ne plimbăm, în momentul în care facem dragoste, în momentul în care atingem ceva, în momentul în care ne conectăm cu natura, în toate momentele să o facem cu plăcere. Și atunci noi avem chakra 2 deschisă și echilibrată. Svadhisthana înseamnă blândețe, culoarea sa este portocalie, după cum știm. Mergem mai departe. Avem aici mantrele, avem toate aceste elemente care ne ajută să deschidem și să echilibrăm chakra. Arhetipul yoginului. Yoginul intră în fluxul vieții în mod sensibil și plăcut. El realizează această practică yoghină din toate punctele de vedere. Știm că sunt 7 ramuri yoga și în prima fază realizează aceste asane, yoga a corpului fizic. Apoi el se hrănește prin respirație și prin contact. Pranayama este partea de respirație. Kriya Kundalini Pranayama este partea complexă care ajută să urce fluxul Kundalini prin respirație. Ok. Apoi face yoga puternică de determinare, apoi yoga de devoțiune care deschide chakra inimii, apoi mantra yoga, cântă mantre și intră în felul acesta în comuniune cu partenerul și în rezonanță cu partenerul, dar și cu natura. Și el, yoginul, intră în contact cu toate ființele, integrare totală, integrează ființele și persoanele din jur în totalitate. Din nou, aceasta este o cale care poate să ne ducă la iluminare. Avem punctele cheie de activare ale chakrei a doua. Bun, și haideți să inspirăm profund, să intrăm în această stare de conștiință a yoginului. Noi avem aceste memorii în interiorul nostru. Acum doar le activăm și le integrăm. Integrăm yoginul din noi și deschidem chakra a doua. Inspirăm profund. Suntem cu atenția în zona chakrei 2. Foarte bine. Trecem mai departe.
la chakra a treia, numită Manipura, unde avem arhetipul luptătorului. Manipura, calea războinicului, Tao, puterea, determinarea. Voința, puterea, determinarea. Manipura înseamnă bijuteria strălucitoare. Da? Este o chakră deosebit de importantă. Avem aici toate elementele sale. E o chakră care de multe ori poate fi dezechilibrată. Important este să o echilibrăm cât mai mult și cât mai des. Aici, în zona chakrei, avem toate emoțiile care se înmagazinează în zona noastră abdominală, în zona diafragmului. Și e bine să le conștientizăm și periodic, să facem această practică de purificare, de curățare a emoțiilor, de eliberare, de echilibrare și astfel și chakra noastră să fie sănătoasă. Stările de conștiință ale chakrei a treia sau arhetipul luptătorului. Luptătorul lucrează cu energia numită chi. Ea se depune în măduva oaselor. Este puterea voinței ce devine energie psihică. Acțiunea este de respirație conștientă. Deci în orice moment avem respirația conștientă sau respirația înțeleptului. Respirația profundă. Și avem aici tehnica recapitulării, care ne ajută să aducem totul în prezent, să fim mereu în momentul prezent. Asta stabilizează energia în interiorul corpului, în oase. Luptătorul se hrănește cu această energie, ea urcă pe coloana vertebrală, el obține puterea de determinare și îi reușește practica de creare a realității. Noi am mai vorbit despre această practică și practic sunt multe exerciții și practici de manifestare și o să mai discutăm despre ele. Luptătorul reușește să creeze realitatea în fața lui și o face cât mai mult și cât mai des și cât mai în prezent. El rămâne în sfera sufletului și dezvoltă puterea compasiunii. Își realizează proiectul vieții, opera finală, prin construirea realității. Bun. Aceste prime trei chakre sunt foarte importante, deoarece ele sunt acumulatorul de jos de la bază, care face să urce energia în sus, înspre inimă, care este la, inima este la baza globului. Deci, energia urcă în glob, dar e necesar să avem aceste acumulatoare de energie, care sunt primele trei chakre. Avem punctele cheie de activare ale chakrei a treia. Le aveți aici. Bun. Și acum, haideți să intrăm în starea de conștiință a luptătorului. Suntem cu atenția în zona chakrei a treia. Plexul solar, puterea, determinarea, voința, crearea realității în fața noastră. Plexul solar este conectat cu al treilea ochi, de unde vine intenția. Și din zona plexului vine energia, urcă energia spre inimă. Intrăm în starea de conștiință a luptătorului. Suntem un luptător pașnic. Și inspirăm profund. Perfect. Trecem mai departe. La chakra 4 sau Anahata este arhetipul celui devotat. Anahata, calea sacerdotală, devoțiunea, iubirea, expansiunea și compasiunea. Anahata înseamnă de neatins.
sau de nelovit. Este în zona inimii, plexul cardiac, toată lumea știe, culoarea sa este verde, ca natura, verdele este vindecător. Aveți aici elementele componente. Și avem stările de conștiință ale chakrei a patra. Cel devotat se înrădăcinează în conexiunea cu sufletul. Este cel mai important lucru pentru zona inimii, da? Intră în stările de pulsație și de rezonanță cu sufletul. Acțiunile pe care le face sunt respirația inimii și rugăciunea inimii. Respirăm prin inimă. Și prin acest lucru creăm un câmp vibrațional prin care vin fragmentele de suflet acasă. Tot aici avem și respirația dragonului care face același lucru. Creează câmp magnetic, iar bucățile de suflet, fiind electrice, vin spre noi, da? Și le integrăm. Cel devotat configurează entitatea inițiatică sau acest glob care suntem noi. Și ne descoperim numele și forma inițiatică, în sanscrită Namarupa. Rezonanța cu sufletul este completă și perfectă. Cel devotat are un proiect al vieții și depășește toate probele care vin, nu? Pentru că încă trăim aici în 3D. Dar depășește probele cu bine și trece cu bine de ele prin puterea compasiunii. A creat puntea de legătură cu sufletul pe care o stabilizează și la final aici are loc iluminarea când intrăm complet în 4D. Intrăm cât mai mult în 4D. Noi acum e momentul să stabilizăm dimensiunea a patra. Da? E foarte important. Pentru ca să putem apoi să intrăm în dimensiunea a cincea. Conștienți, mă refer. Foarte bine. Punctele cheie de activare ale chakrei a patra. Și acum ne conectăm cu chakra inimii, un moment. Suntem conștienți de ea. Integrăm acest arhetip în noi. Și respirăm profund. Și suntem în prezent, cu inima deschisă. Foarte bine. Simțim cum urcă energia din chakra în chakra. Perfect. Trecem la următorul arhetip, chakra 5, arhetipul artistului. Vishuddha, chakra 5, calea artistului, creativitatea, comunicarea. Chakra de echilibrat, Vishuddha, care înseamnă purificare. Culoarea este albastră și funcția cea mai importantă este comunicarea, exprimarea, sub toate formele ei. Aveți aici elementele componente. Și stările de conștiință. Arhetipul artistului. Cea mai importantă este înrădăcinarea, în starea de deschidere, da? Avem nevoie să ne deschidem ca să putem crea un canal de comunicare cu mediul, da, cu exteriorul, ca să ne putem exprima și să putem comunica. Artistul comunică cu natura, cu toate regnurile, mineral, vegetal, cu animalele și cu omul prin cele cinci simțuri și nu numai.
Artistul stabilește un canal comun de comunicare și modulează frecvența, da? Ca să fie înțeles și să poată capta și percepe mesajele ce vin din exterior. Avem și arta atingerii sau arta contactului, care este foarte importantă și această comunicare, da? Cu simțul tactil. Avem comunicarea non-verbală, prin poziție, atitudine, emanație, gestualitate, privire sau comunicarea verbală. Însă noi 80% comunicăm prin partea non-verbală. Observăm că atunci când intră cineva în cameră, noi putem să știm totul, zicem așa, despre el, numai din ceea ce transmite non-verbal, cum se comportă, ce spune, cum se așează. Deci, așa comunicăm noi unii cu alții. Apoi urmează comunicarea ce ține de empatie și apoi de telepatie. Empatia este aici, da? În zona inimii. Iar telepatia pornește din al treilea ochi, însă are la bază empatia. Nu putem fi telepați dacă nu suntem empați la început. Bun. Artistul este inspirat de suflet și comunică toate artele, atât cele orientale cât și cele occidentale. Artistul intră în rezonanță cu toate planurile existențiale și cu toate realitățile la 360 de grade. Cum ar fi să fim așa deschiși la 360 de grade? Ar fi minunat. Ar fi magnific. Da. Și aici avem, am spus despre arta atingerii sau arta contactului, apoi avem comunicarea prin puterea mudrelor, apoi avem puterea mantrelor, apoi avem puterea yantrelor, a imaginilor, apoi avem arta channelingului, comunicarea, da, care vine de la suflet, și apoi avem realizarea finală, îndeplinirea proiectului vieții. Perfect. Ne conectăm cu chakra noastră a gâtului și cu artistul din interiorul nostru, pe care îl exprimăm tot mai mult și în exterior. Avem punctele cheie de activare ale chakrei a cincea, care bineînțeles sunt în zona gâtului. Și fiind conectați cu chakra noastră, Vishuddha, chakra gâtului, culoare albastră, putem să-i vizualizăm și yantra. Integrăm artistul din noi. Și respirăm profund. Foarte bine. Mergem mai departe. La chakra 5, cel de-al treilea ochi sau arhetipul vizionarului. Este calea transcendenței, a percepției extrasenzoriale, portalul. Are culoarea indigo. Se află în zona celui de-al treilea ochi, între sprâncene, în zona frunții. Ajna înseamnă percepție. Și are această axă de la ceafă înspre frunte. Ceafa, spunem că e al patrulea ochi. Și creăm această axă, da, verticală, prin care ne proiectăm înainte. Acestea sunt elementele componente care ne ajută să echilibrăm chakra. Avem mantra, yantra, animalele, tot ce ține de această chakra. Stările de conștiință ale chakrei a șasea, ajna,
Avem o dată partea internă, ce ține de portal. Și anume, este acest parcurs pe care noi îl facem cu ochii închiși, când intrăm în starea de meditație nirvanică. Mai devreme, noi am făcut prima parte de început a meditației pre-nirvanice, deci ea pregătește meditația nirvanică. La un moment dat, nu mai putem menține așa de mult percepția în exterior și ne vine să ne relaxăm mai mult și să închidem ochii. Ei, atunci intrăm în portal. Suntem pe punctul de a adormi și avem viziuni. Și la început vedem imagini, tot felul de imagini. La început sunt fotograme, apoi ele devin holograme. Și simțim că o parte din noi intră în această stare, în acest câmp, până ne deplasăm înainte. Apoi vedem un peisaj și putem zbura pe deasupra peisajului, da? Este zborul șamanic. Apoi ajungem într-o zonă într-o fisură și intrăm prin ea și ni se deschide o zonă ca o piață. Acolo au loc tot felul de lucruri, unii le zic mai ciudate. De fapt, sunt probele inițiatice pe care prin compasiune le depășim cu bine, pentru că avem deja inima deschisă, da? Cum spuneam, cum energia urcă, 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 portalul nu se deschide până nu se deschide inima. Deci aici avem acum de lucrat mult pe inimă cu toții. Așa simt că tot mai mult, tot mai mult se lucrează pe inima noastră. Trecem cu bine probele, intrăm în zona luminoasă, colorată și la final vizionarul cunoaște planul evoluției sale, planul cauzal. Vă dați seama să fim în planul cauzal și să vedem, să avem puzzle-ul întrupărilor noastre și să ne înțelegem misiunea și firul roșu al întrupărilor și tot, tot, tot. Ce realizare! Și apoi vizionarul fuzionează cu ființa de lumină. Avem pe partea externă stările de conștiință. Vizionarul devine curios să vadă ce este în spatele lucrurilor care se văd, adică să perceapă interfața. Și așa începem cu percepția interfeței, de la starea asta de intrare în 4D, da? De pulsație, de la meditația pre-nirvanică. Începem să vedem interfața. La început, optimizează condițiile de viață ancestrale, adică se intră în starea de șaman la început, da? Se conectează cu arhetipul șamanului. Și apoi se hrănește vizionarul cu energiile nocturne și pregătește corpul echilibrat și cu energiile naturii. Doarme afară, se trezește tot mai des noaptea, este tot mai conștient în timpul nopții. Noi am făcut aceste lucruri, am dormit afară ani de zile, am stat afară în jurul focului, ne-am hrănit cu energiile nocturne și cel mai probabil tot acolo ne întoarcem cât mai repede. Da, începe să exploreze noaptea tot mai mult, merge la început, apoi parcurge distanțe cât mai mari, apoi aleargă noaptea, apoi ajunge la confruntare, da? Și avem aceasta așa numită vânătoarea jaguarului. O să mai vorbim despre ea. Bun. Prin conexiunea cu sufletul, vizionarul trece cu bine probele inițiatice și dacă avea un adversar, acum el se deschide față de el și oferă pacea adversarului. Și adversarul său este doar oglinda sa. Înțelege acest lucru și îl deschide brațele și îl îmbrățișează. Dispar diferențele dintre zi și noapte, este cât mai conștient atât ziua cât și noaptea și practic unește cele două lumi, spațiul subtil cu spațiul dens, adică partea diurnă cu partea nocturnă. Vizionarul înțelege cum se ansamblează între ele fragmentele întrupărilor și are imaginea completă despre sine. Și acum se unește cu ființa de lumină de la capătul tunelului, care de fapt acest tunel noi îl creăm doar dacă noi considerăm că lumina este în afara noastră,
Dar în momentul în care lumina este aici, este în interiorul nostru și noi medităm, medităm, medităm cu lumina, atunci dispare tunelul și suntem aici acum în ființa de lumină. Da? Haideți să avem un moment în care să contemplăm lumina cu ajutorul chakrei Ajna. Ne focusăm pe Ajna. Și chemăm lumina la noi. Integrăm arhetipul vizionarului. Atât pe față, cât și pe interfață. Respirăm profund. Și suntem în prezent. Foarte bine. Mergem mai departe. Mai avem un punct, și anume ultima chakra, ultima din cele șapte, pentru că altfel sunt mult mai multe, din cele șapte chakre principale, Sahasrara sau arhetipul celui realizat. Sahasrara este calea realizării depline, plinătatea de a fi în viață, celebrarea pe toate planurile. Sahasrara înseamnă 1000 de petale și are culoarea violet. Reprezintă totalitatea din toate punctele de vedere, realizarea pe toate planurile. Culoare curcubeu, simbologie, floarea de lotus. Mantra, radiația cosmică de fond, Aum. Yoga, jnana, cea a cunoștinței directe sau a înțelepciunii. Zeitate, Maitreya, uniunea dintre Trimurti și Maya, ființa încarnată de plin. Maestrul Maitreya, care este de fapt prietenul nostru. Avem stările de conștiință ale chakrei a șaptea, Sahasrara. Pe partea internă, cel realizat se înrădăcinează în ființa de lumină, cu care interacționează ca și cu un prieten. Lumina îi urează bun venit acasă, îl așteaptă cu brațele deschise. El intră în fluxul de energie al ființei de lumină și se adaptează la el. Ce realizat primește de la lumină o îmbrățișare totală. Lumina nu-l judecă, lumina îl primește complet, așa cum e. Urmează o învățătură cu privire la progresul ulterior, care e de natură cosmică. Cel realizat decide să se reîncarneze și să ajute lumea. Să ajute umanitatea să evolueze în planuri avansate de natură cosmică. Ființa de lumină îl impulsionează pe cel realizat să accepte o nouă misiune pe planetă, undeva unde va fi necesar. Începe trezirea, începe marea trezire. Cel realizat trăiește o explozie amplă de lumină și desăvârșește trezirea. Intră în misiunea sa, fiind acompaniat de un curcubeu viu. Despre asta puteți să-l întrebați pe profesorul Coșbuc. Mergem mai departe cu stările de conștiință pe partea externă. Cel realizat se înrădăcinează în centrul său. El este în centrul său și devine centru în mediul extern în care se află, oriunde ar fi, din natură până în societate. El se adaptează mediului și are ușile deschise pentru toate experiențele sale și astfel devine un lider. El obține capacitatea de a influența societatea pentru ca să poată să-și construiască mai bine realitatea. Deci influențează acum grupuri și mase mari de oameni.
El are compasiune, îmbrățișează societatea și o ajută cu compasiune și înțelepciune, o susține. Apoi deschide multe rețele de comunicare, își scrie autobiografia și lasă o ereditate, uneori printr-o școală inițiatică. Cel realizat trage umanitatea înspre 4D și apoi înspre 5D. Pentru că el a realizat deja aceste stări de conștiință. Și apoi, cel realizat își încheie ciclul uman terestru, devenind un spirit liber. Adică a completat roata întrupărilor samsara. Și este un spirit liber și a încheiat ciclul uman obligatoriu pe Terra, în corp fizic și acum are posibilitatea să aleagă dacă dorește să se mai întrupeze sau nu pe Terra sau să rămână într-un spațiu mai subtil și să supravegheze umanitatea și să o susțină din acea zonă. Punctele cheie de activare ale chakrei a șaptea este zona asta unde v-am zis să facem practica cu vederea aurei în oglindă, Bindu sau Antakarana, central meningele și ieșire flacără de deasupra capului, ce se deschidă mai multe flăcări ca un lotus cu 24 de petale. Haideți acum să medităm un moment la realizarea noastră pe toate planurile. Suntem cu atenția în zona chakrei a șaptea. Vedem cum se deschide lotusul cu 1000 de petale. Și ne conectăm cu versiunea noastră în care noi suntem deja realizați. Ne conectăm cu maestrul interior. Și respirăm profund. Foarte bine. Și acum vreau să trecem și prin această listă pe care o consider, de fapt, cea mai importantă din prezentare, și anume metodele prin care echilibrăm chakrele. Începem cu stimularea prin culoarea specifică chakrei, așa numită cromoterapie. Apoi vizualizarea emblemei hinduse a mandalei sau a simbologiei chakrei. Sunt cei care desenează, o desenează și o au undeva pe perete. Apoi stimularea prin sunetul specific chakrei sau sonoterapie. Avem bineural beats, sesiune cu boluri de cristal sau boluri tibetane pe chakre. Apoi avem intonarea mantrei specifică chakrei sau acelei care simțim noi că ne stimulează zona chakrei respective, o face să vibreze. Avem conexiunea cu elementul de bază, specific chakrei, da, pământ, apă, foc, aer, eter, metal. Apoi avem exersarea respirației specifice prin sunetul de ancoraj sau un scut. Apoi avem reiki pentru echilibrarea chakrelor. Avem terapia pentru fiecare armonizare a chakrei. Pentru armonizarea fiecărei chakre avem câte o terapie specifică. Avem dans energetic, da? Pentru fiecare chakră în parte. Utilizarea plantelor de leac și a uleiurilor esențiale specifice chakrei. Fitoterapie. Avem stimularea prin alimentația specifică chakrei. Conexiunea cu mineralele sau cristalele specifice. Putem să le purtăm la gât sau la mână sau pe cap. Avem conexiunea cu
La purtarea de bijuterii, având în compoziție metalele specifice chakrei. Apoi putem exersa funcția psihologică specifice chakrei. Apoi realizarea activității specifice, adică manifestarea chakrei respective. Putem face yoga pentru fiecare chakră în parte. Ne putem conecta cu animalul totem al chakrei respective, cu zeitatea chakrei respective și, bineînțeles, a intra în arhetipul chakrei respective, exact cum am făcut noi puțin mai devreme. Deci, intrarea în starea de conștiință a chakrei prin activarea arhetipului în noi. Avem și bibliografia generală și aceasta este prezentarea. Bun. Acum vă propun să facem din nou o scurtă pauză și apoi îl vom invita pe domnul profesor Ovidiu Victor Coșbuc alături de noi pentru sesiunea de întrebări și răspunsuri. O să vă rog să fie o sesiune atât de împărtășiri cu experiențele voastre, cu deschiderea chakrelor și dacă aveți întrebări, nelămuriri, să le puneți cu curaj și deschidere. Facem 10 minute de pauză. Ne vedem la și 53. Aici sunt mulți de 3.000 de metri. Munți de 3.000 de metri, afară plouă de zăpadă, înțelegeți? Deci, din cauza că a plouat aici, au trecut cu mașinile și nu mai este zăpadă. Că a plouat de 3 zile. Plouă. Dar sus ninge. Sunt 2 metri de zăpadă. Deci, din cauza aceasta este mai grea transmisia, pentru că oamenii care au fost la curs au plecat la ora 6, dar acum au venit alți oaspeți care mă așteaptă în camera cealaltă. Deci, dragii mei, o să încerc să povestesc ce vreți voi, dar aș vrea să nu depășim o jumătate de oră, pentru că ceilalți au venit și trebuie să plece, trebuie să ne salutăm cu ei. Deci, vă rog, o să facem chestia asta. O jumătate de oră să răspund la întrebările voastre. Deci, dacă mă auziți bine. Aici nu este, sunt într-o cameră unde avem puțin semnal. Avem foarte multă lumină sus. Dar hai să încercăm să facem aceste minute de conversație. Ok. M-am reobișnuit cu limba italiană zilele astea. Acum vorbesc în limba română. Mulțumesc. Vă ascult. Cine sparge gheața? Haideți Ok. să ne focusăm în jumătatea asta de oră să facem cât mai mult. Gheața am spart-o eu. Trebuie să vină pești la mal. Da. Bine, un peștișor. Daniela sunt. Un peștișor. Mulțumesc. O întrebare. De câte ori încerc să meditez, foarte puternic simt un flux în chakra 3. Și se potolește destul de greu, destul de greu. Și acum, când am trecut prin toate chakrele, cea mai puternică activă a fost calea luptătorului, chakra 3. Ce puteți să-mi spuneți ceva despre ceea ce pățesc? Deci, când te referi la chakre, observi care chakra o duci mai greu înainte. Ok. Apoi observăm că pe chakra 3, acolo sunt multe mișcări. Deci, exact ca norii care sunt în minte.
Deci norii nu luptăm împotriva lor, îi lăsăm să plece și vine soarele după nori. Deci dacă chakra 3 un pic ne obosește sau poate nu ne obosește, poate ne încarcă să luptăm, hai să o lăsăm, deci să nu ne atragă foarte mult atenția. Sunt ca niște maimuțe, zice, dacă vrei să te iluminezi, nu te gândi la maimuțe. Quindi maimuțele tale sunt în al treilea chakra, dar probabil tu ai mare putere în al treilea chakra, doar că nu ți s-a oferit puterea asta de a lupta în chakra 3. Totuși în viață utilizăm chakrele, inclusiv chakra 3, care este foarte importantă în perioada asta, acum cu războaiele astea ne doare capul. Bun, deci dacă nu lupți împotriva chakrei 3, trebuie să fii foarte, foarte în dispoziție ca să activezi chakra 3. Și atunci ea se activează singur, deci tu nu lupți împotriva chakrei. Lasă să vină, să vină să pleci. Suntem elastici în a veni și în a pleca. Cam asta este chakra 3. Toate chakrele sunt la fel. Păi majoritatea oamenilor au probleme cu chakra 2. Oamenii mai în vârstă. Trebuie să lase ca să circule chakra 2. Oamenii care stau la oraș au probleme cu chakra 1. Și așa mai departe. Oamenii mai rigizi au probleme cu chakra 4. Oamenii care nu comunică au probleme cu chakra 5. Oamenii care nu vizualizează au probleme cu chakra 6. Oamenii care nu sunt expuși la tot felul de elemente sunt expuși la chakra 7. Totuși, la tine nu se vede că tu nu ai chakra 3, doar te agită chakra 3, atât tot. Deci lasă-o să vină, luptă cu chakra 3, deci stai în mijlocul ei, deci nu încerca să o blochezi. Și atunci ea vine de la sine. Ok. Mulțumesc. Când luptăm cu alții, surâdem. Surâdem când lucrăm cu alții. Ok. Aș avea și o întrebare. Cum e afectată? Trăiesc. Așa. Așa mai ciborg, mai robot, dar trăiesc cu ajutorul Dumnezeu. Întrebarea mea este legată de chakra 7 și cât de afectată este dacă acum am o instalație în cap. Adică am o, la verticilele alea, am un fel de robinet, am o gaură, am aici, dacă mă pipăi, am un cablu, se duce pe gât așa, dacă la fel îl simt, și se duce în burtă. Pe aici e o tăietură și da, se drenează. Da. Deci nu e o problemă. Pentru că alții au probleme cu picioarele. Deci circulă, dar au probleme cu picioarele. Deci asta este un corp fizic. Corpul fizic este o haină peste noi. Deci când s-a terminat, dăm haina la o parte și noi existăm ca glob. Deci corpul fizic este o etapă a vieții noastre, o etapă care durează câțiva ani. Păi cât să mai dureze? Încă 30 de ani? 30 de ani e ceva. 40 de ani? Dar nici într-un caz nu va dura mai mult de 50 de ani. 50 de ani trec cu timpul. Și după ce au trecut 50 de ani, spațiul în care noi suntem globuri de lumină este mult mai amplu. Pentru că durează mii de ani, dar din punct de vedere fizic poate să dureze 7 ani. Dar noi am trăit mii de ani din punct de vedere al experiențelor. Ok? Deci corpul fizic nu este o problemă. Mulțumesc. Chakra 7, mă rog, sunt multe realități. Dar noi care am trecut prin aceste experiențe, probabil că avem posibilitatea ca să exprimăm chakra 7 mai bine. Cine nu a avut aceste probleme, probabil că are dificultate să exprime chakra 7. Chakra 7 înseamnă totalitatea existenței. Eu îi mulțumesc Dumnezeu că da. Față de alți oameni care sunt operați aici în Danemarca și care și-au schimbat, eu zic, instalația și se numește șuntă asta, la 2-3 luni, la câteva zile, adică mie îmi funcționează și eu nu am probleme, n-am dureri, n-am nimic și am început să revin la normal. Și mulțumesc Dumnezeu în fiecare zi pentru că am și ieșit de pe grupul lor de hidrofamilie, adică cei cu hidrocefalie, tocmai pentru că mi-am luat hit. Că le-am spus, hai să sperăm că o să fie bine, că uite, eu sunt bine. Și
Deci eu îi mulțumesc Da. Dumnezeu că sunt oameni care, deși operați și au s-au operat de zeci de ori, deci am zis zeci de ori, și eu nu știu ce găuri au ei în cap, și eu sunt foarte fericită acum, apropo de chakra 7, și mulțumesc Dumnezeu că sunt bine și că îmi funcționează sistemul. Da, asta e noutatea cu mine. Vă mulțumesc Da, pentru asta tot e bine. ajutorul și suportul. Asta e bine. Cu plăcere. Mulțumesc. Mulțumesc. Aș avea și eu o întrebare, dacă îmi permiteți. La mine situația e așa. Deși văd multe oportunități, atât pentru mine cât și pentru ceilalți, am început în ultima vreme să văd, adică să percep, să înțeleg multe lucruri legate de cei din jur și de mine. Adică am o deschidere de care sunt mulțumită pentru că simt că s-au deschis niște, nu știu dacă să le spun drumuri, dar niște viziuni, niște înțelegeri, niște capacități frumoase. Cu toate acestea rămân într-o permanentă nehotărâre în ceea ce privește drumul meu în viață. Adică simt că este nevoie de o schimbare, știu că schimbarea va veni, însă nu știu pe ce direcție, pentru că am atât de multe oportunități și eu și totuși îmi vin în continuare. Și atunci mă întreb, să fie o problemă cu chakra 1 legată de împământare sau altceva? Pentru că o perioadă am avut impresia că nu înțeleg, acum înțeleg, deci nu mai este neapărat de comunicare, sigur nu este vorba, chakra 6 nu. Atunci ce ar putea să fie? De ce nu știu eu pentru mine clar ce am de făcut și nu mă pot hotărâ în ce direcție să merg, deși pentru mine și pentru ceilalți văd foarte multe oportunități. Da, am înțeles. Tu vrei să fii sfânt într-o zi? Nu, Bine, așa nu, se nu, zice. Nu, așa se zice. nu. Da. A fi sfinți într-o zi, a ne sfinți înseamnă să cunoaștem calea. Calea este o căutare. Băi, sunt șapte ceacre, mulți sunt șapte ceacre. Deci noi încercăm pe fiecare ceacră să ne desăvârșim, să mergem înainte cum putem. Dar există câte o ceacră care le ghidează pe celelalte. Acum, întrebarea este: care este ceacra ta care ghidează celelalte ceacre? Da, Care deci este? foarte multe lucruri țin de mental și în același timp țin de Da. imaginație și de viziune. Deci probabil că Așa șase. este. Tu zici de imaginație și de viziune. Viziunea este calea ta, care se leagă de anumite ceacre. Ceacrele sunt o parte superficială a noastră, legată de corp. Deci, în stadiul de ceacre legate de corp, noi avem profunzime. Închizi ochii și meditezi. Meditezi la ce? Meditezi la existența ta pe partea globului, unde e o atmosferă mai mare. Și atunci, în existența globului, noi trecem prin unda negrului. Dar în profunzime sunt alte culori, indigo, violet, albastru. Și mergem înainte pe albastru, dar după albastru mai jos este culoarea aurului, culoarea soarelui. Apoi este ca o virgulă, mergem spre chihlimbar, adică chihlimbar în sens de curcubeu. Un curcubeu care este un cristal. Deci asta este calea ta, coborârea înspre acea realitate. Deci nu este un fapt extern, ci este un fapt intern. Poi tu poți să consideri multe căile tale, dar în tot ce ai făcut până acum ai găsit foarte multe realități și tu nu știi de unde să începi. Păi începe prin interiorizare, pentru că asta este calea noastră. Bineînțeles că e calea unora, nu calea tuturor, dar acești unii sunt cei care se ridică în spațiu. Adică au o privire cosmică. Ei nu sunt ca ceilalți, nu că nu sunt, că nu judecăm noi pe alții, dar nu sunt ca acești oameni care caută elemente fizice. Nu, pentru că noi căutăm elementul sufletului și elementul spiritului, care sunt mai profunde. Deci încerci să mergi pe culori înăuntru. Ok? Da, mulțumesc pentru răspuns. Aș mai vrea să spun că e adevărat că nu căutăm să mergem pe calea fizică. Sunt foarte de acord cu ce spuneți, însă prin calea aceasta fizică totuși ne trăim viața de zi cu zi.
Adică eu trăiesc într-o contradicție veșnică, pentru că sunt, într-adevăr, cum spuneți, ancorată în toate celelalte câmpuri și energii, dar nu prea sunt ancorată în realitate. Adică, în ceea ce privește planul fizic, nu mă simt deloc ancorată. Nu știu dacă este bine sau nu. Da, dar planul fizic se termină într-o zi. Se poate termina astăzi, mâine, poimâine. Și ceea ce ne interesează pe noi este să ne fi ancorat în partea sufletească a chakrelor, a părților în care noi ne ghidăm, în care noi plutim. Noi plutim în zona asta chakrelor. Deci corpul fizic se termină, asta să înțelegem. Se termină. Și când s-a terminat corpul fizic, este ca o haină pe care o lăsăm deoparte. Dar ceea ce a rămas este a nostru. Nu la toată lumea se poate spune acest lucru. Nu. Vă mulțumesc. Deci, este partea substanțială a sufletului nostru. Ok? Alte întrebări? O întrebare, bună seara. Puteți să ne spuneți Bună cum putem seara! să ne pierdem energia din chakre sau prin chakre? Cum se pierde energia? Se pierde foarte ușor, se pierde energia prin chakre. Chakrele se exprimă printr-un mod de gândire practic. Adică primele trei chakre nu au foarte multă gândire, au multă practicitate. Inima este într-o stare empatică. Chakrele superioare oarecum sunt gândire pentru noi, dar nu e orice fel de gândire. Deci, când noi ne gândim la trei lucruri în același timp, noi trebuie să hotărâm care este primul lucru și după aceea vin celelalte două. Deci nu putem să hotărâm că sunt trei lucruri în același timp importante. Nu deocamdată. Deci există un lucru important și celelalte sunt mai puțin importante. Deci pe care cale mergem? Mergem pe calea definită, unde avem un gând foarte clar. Poate fi gândul comunicării, poate fi gândul proiecției, poate fi gândul cosmic al lumii, dar toate sunt gânduri. Unul dintre astea este cel mai important. Apoi, pe toate cele șapte chakre, noi ne gândim acum. Acum ce doresc eu? Care este tendința mea acum? Poate gândesc. Poate sunt în comunicare. Comunicare, poate sunt în aspectul inimii, poate sunt în plex, poate sunt în chakra sexului, poate sunt în primul chakra. Deci, care este gândul central în momentul ăsta? Deci noi stabilim că gândul central duce celelalte gânduri înainte sau acțiuni. Și dacă noi avem mai multe gânduri și mai multe acțiuni, pierdem energia din chakre. Deci gândul principal ne duce înainte, celelalte secundare ne fac să pierdem energia din chakre. Dacă contemporan, în același timp, noi ne referim la multe gânduri și la multe acțiuni. Deci se zice așa, când ai hotărât să faci un lucru, fără acel lucru, nu te mai gândi la alte lucruri. Dacă noi organizăm în felul ăsta viața noastră, ajunge un singur lucru pe care îl facem odată, dar să fim hotărâți că mergem înainte. Mai multe lucruri este o problemă. Mulțumesc. Ok? Fără doar și poate, femeile gândesc la mai multe lucruri. Important este, chiar dacă gândim la trei lucruri, unul să-l facem bine și așteaptă celelalte două. Deci, suntem cu trei gânduri, dar unul va fi cel principal. Am terminat cu el, sunt alte două. Unul devine principal și poate mai avem încă un alt gând. Deci, o femeie gândește cam în trei lucruri. Hai să nu zicem mai multe lucruri, dar unul trebuie să fie cel principal. Dacă facem așa, noi nu pierdem energie.
Dar foarte multe persoane se gândesc în același timp la trei lucruri. Începe un lucru, dar nu-l termină. Merg la altul, care nu-l termină. Și începe pe al treilea și nu-l termină. Deci trei lucruri, dar nu am terminat niciunul. Unul să fie cel terminat. Vreau să completez, vă rog Ok. să-mi spuneți cu gândul care este terminat, de exemplu, ce mi-am propus în ziua respectivă, că așa, de exemplu, nu ai cum să termini. Nu știu. Adică dacă ne-am propus ceva în ziua respectivă referitor la un domeniu, pe acela să-l terminăm, nu? Sau cum? Că... Uite, în pauză, înainte ca să vin eu aici, m-am dus să salut oaspeții care sunt în cealaltă cameră și am zis, sunt în Zoom, mă întorc, o jumătate de oră aproximativ, facem Zoom-ul, deci nu mă mai gândesc la voi. După ce am terminat Zoom-ul, mă întorc la voi. Deci asta înseamnă, sunt două gânduri, dar unul este cel important, Zoom-ul. Și apoi mergem să ne vedem cu oaspeții. Astea sunt două gânduri. Dar al treilea gând este curățenia dincolo, sigur că eu sunt mai puțin acum în mișcare să facem curățenie, dar au plecat ceilalți oameni. Deci eu am salutat pe ceilalți oameni, am venit la Zoom, am făcut pauză, m-am dus să mă întâlnesc cu noi oaspeți și am venit din nou la Zoom. Deci au fost calculate, trei gânduri au fost calculate. Și în aceste trei gânduri, primul este Zoom-ul, al doilea este să văd oaspeții și al treilea să-mi iau rămas bun de la câțiva care pleacă. Deci asta este un teren practic. Când ne gândim la un gând, lăsăm alte gânduri, nu le ținem prezente în minte. După aceea, spiritul ne aduce prezența pe care noi am avut-o înainte. Nu trebuie să fim cu prezența aia în minte când facem un lucru. Facem bine. Și apoi ne aduce celălalt gând înspre noi. Ok? Aș Da, avea și alte eu o întrebări? întrebare. Da, aș avea eu o întrebare. Referitor la chakra inimii, când încerc să o expandez, am simțit un boom mare odată, deci niște bătăi foarte mari și când am abandonat mintea și m-am scufundat cu totul în inimă, de parcă și timpanul era acolo, făcea bum, 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 și din prima un bum din ăla mare. Și Lupu, după lupu. Lupu, lupu. bumul ăla mare era un cerc mare din unde curcubeu. Acum știu că fiecare chakră are alte straturi. A fost un deblocaj a unuia din straturi sau... Da, spuneam de lup, că lupul e acolo, e prezent. Bine, ăsta este lupul, dar lupul e un fel de a minții noastre de a-l înțelege, lup, că nu e lupul din pădure. Deci deblocajul este important. Și când se întâmplă chestia asta, se rup niște fire, fire care sunt în chakrele noastre. Și noi suntem mai liberi când s-au rupt firele astea. Sunt 360, 380 sunt firele astea. Trei sunt principale. Unul în minte, altul în inimă și altul este în zona burții noastre, aici, în partea de jos, în chakra 3. Bun. Deci e posibil ca să se rupă multe din alte fire care sunt legate cu corpul nostru, e legat de corp prin fire. Hai să zicem că maximul firelor este spre 400. Da, 380 este aproximativ. Nu există mai puțin de 360 de fire. Firele astea sunt legate de organele noastre. Deci, când noi avem o capacitate mai mare a gândirii sau o capacitate mai mare de acțiune, avem niște fire care leagă globul nostru de corp. Nu toate persoanele au firele astea, pentru că dacă noi avem o legătură, noi, între fire și corp, noi acționăm bine pe sistemul ăla. Dacă nu avem legătura asta, suntem, mă rog, mai puțin formați. Deci, bătăile astea ale inimii ne deblochează la nivelul chakrei a doua. Adică, primul chakra este aici,
Asta este a doua chakra și a treia este în pântece. Deci sunt trei chakre din șapte. Astea sunt foarte importante. Deci acum inima care a trăit chestia asta s-a eliberat până un pic, pentru că mai sunt alte bucăți care trebuie să se elibereze. Deci s-au rupt niște fire în interiorul și ruperea firelor e ca un boom. Parcă se întâmplă o explozie în inimă sau se întâmplă niște senzații de preinfarct, dar nu de preinfarct pentru că suntem în minus cu inima. Suntem într-o ediție în care este super. Deci inima este într-o formă dinamică, parcă ar fi preinfarct, pentru că într-un preinfarct tu nu reușești să te miști mult. Deci ascultăm inima. Asta parcă ar fi un preinfarct. Dar în momentul în care noi acționăm, vedem că avem mai putere, o putere mai mare în ce privește inima. O putere mai mare. Deci este exact inversul la un preinfarct. Adică preinfarctul, tu nu știi cum să te organizezi într-un preinfarct pentru că te doare inima, nu știi cum să... Da, asta este în prima fază și apoi se eliberează inima. Deci ce tip de eliberare este la nivelul inimii? Este pe cordonul 2. Asta, cordonul 2 este oarecum emoția, este partea empatică. Deci când s-au rupt firele astea mai mici, noi suntem absolut în contact cu ceilalți. Deci nu ne mai reținem. Deci nu ne gândim că ceilalți ne privesc și cum ne privesc. Noi suntem liberi. Asta este chestia cu inima, bătăile inimii. Ok? Așa, acum ne gândim. Partea cu lupul e mai complicată. Noi zicem că lupul nu are inimă, ba are inimă. S-a considerat că lupul este un soldat care vine să ne atace, să ne mănânce. Nu e adevărat. Lupul nu este așa. Lupul este altfel. Asta a fost povestea lupului. Lupul este sincronizat grupului, împreună cu mulți. O să fie maxim 30 de lupi într-o acțiune. Toți știu că trebuie să aducă de mâncare tuturor. Și atunci lupul este într-un atac. El atacă ca să mănânce, nu atacă pentru că nu știe cum să facă, nu știe cum să vină mâncarea la el. Asta este lupul. S-a vorbit mult despre lup. Deci lupul este un element pozitiv, nu este un element în așa fel negativ. Deci problema asta cu inima este problema noastră, nu este problema lupului, că lupul simte ceea ce face. Deci încă o chestie importantă, noi trebuie să simțim ce facem, ăsta e lupul. Lupul simte ce face. Lupul este foarte inteligent. Okay? Când merge la un atac, lupul se uită și se uită doi lupi între ei și știe fiecare unde să meargă. Unul merge într-o direcție, celălalt merge în direcția cealaltă, pentru că prada va cădea la unul dintre ăștia doi. Ok? Deci acum asta e lupul și partea inimii este partea noastră. Partea noastră, cea de toate zilele. Ok? Deci par două lucruri diferite. Nu, este același lucru. Nu sunt două lucruri diferite. Lupul cu inimă de om este omul care privește ca un lup. Deci, astăzi, în concret, ceea ce se întâmplă în jurul nostru este tendința lupilor. Deci, lupii sunt în jurul nostru. Oricât am zice că oamenii surâd, că spun adevărul, da, dar sunt lupi înăuntru. Lupii nu sunt atât de negativi cum mi s-a părut nouă până acum. Lupii sunt ca oamenii. Lupii sunt ca oamenii. Deci omul lup nu este cel din filme. Omul lup este actual. Și încercăm să facem ca lupul să se schimbe, să-și schimbe poziția. Este o poziție umană a lupului, nu este un element de junglă, nu este un element de pădure. Lupul este în mijlocul nostru. Ăsta este altfel de lup. Este lupul care a crescut. Ok?
Lupul care s-a dezvoltat, care a ajuns la o înțelepciune, pe când lupul celălalt este forma unui lup, dar nu este un lup adevărat. Lupul adevărat are o inimă. Ei, inima asta este important să înțelegem. Eu îți spun de lup că nu ai fost tu lup. Noi zicem atracția persoanelor, a lupilor. Ok, dar dacă noi ne gândim în felul ăsta, există animale sălbatice de toate felurile. Din păcate, omul de astăzi este un animal sălbatic, dar nu știm cum să-l potolim, cum să-l liniștim. Ei, felul în care noi suntem acum, se liniștește animalul sălbatic. Altfel, suntem ca în epoca de piatră. Ok? Bine, ți-am spus ceva mai pentru tine. Ok, alte întrebări? Da, bună seara, bună seara, mă bucur să vă văd. O să îndrăznesc totuși. Am fost Bună seara, confruntată bună seara. zilele trecute cu o problemă care m-a făcut foarte curioasă. Am avut o furie lăuntrică care de-a face cu atitudinea, mă rog, femeilor, unei femei, unui caz concret, precis are de-a face cu mine, care nu își reclamă drepturile care le are de la casa de sănătate, care evită conflictele, care eu i-am spus, nu o să mă mai amestec, o ajut cât pot, pentru că e o situație mai delicată și pot să o ajut și o fac, dar mă retrag, sper să acționez ea pentru ea. Acum, problema mea este că văd în jurul meu, în România, am fost plecată 26 de ani, acum văd tot mai mult realitatea în care se află România acum și simt o furie lăuntrică, păi, este noaptea minții. E ceva ce eu nu pot să înțeleg. Nu știu, am eu solar plexus prea dezvoltat. Sunt, deci înțelegem că în societate oamenii sunt animale sălbatice. Noi aducem oamenii la o întâlnire între oameni, între noi. Poftim? Deci oamenii sunt animale sălbatice, lăsate în mod normal. Deci, înțelegi, sunt animale sălbatice. Noi aducem înspre a domestici animalele sălbatice. Ok? La asta servesc cursurile, ca să devenim mai umani. Că noi putem fi multe animale. Animale sunt sălbatice, dacă le lași libere. Deci noi acum încercăm să fim educați. Educația asta nu este forțată. Este o atracție. Și atunci când noi acceptăm să ne educăm, se schimbă inima, se schimbă mintea, se schimbă energia sau, cum ai zis tu, furia noastră. Da, ok, furia noastră, pentru că furia noastră este parte din elementul strategic al animalelor sălbatice. De acord, toată lumea iubește partea asta. Acum să o aducem la normal. Pentru că adusă la normal, noi nu considerăm că energia asta este sălbatică, pentru că noi zâmbim în timp ce ne raportăm la ceilalți. Este inima care merge. Cu inima zâmbim. Ok? Ceea ce ne dă scapă din zona inimii sau când inima este atât de puternic ancorată încât ne pare rău pentru ceilalți oameni. Okay. Deci eu vreau să spun acum în continuare că de asta am zis cu elementul sălbatic și elementul domestic. Că spuneam înainte celelalte fete despre lup. Bă, noi suntem lupi, noi suntem tigri, noi suntem toate animale sălbatice care de fapt
intră în zona asta ancorată, în care putem să zâmbim în timp ce primim niște lovituri în spate. Oamenii de astăzi te lovesc la spate și noi zâmbim. Bine, mă lovești la spate, eu te văd, dar atenție că te lovești pe tine, pentru că noi suntem niște oglinzi. Deci noi când vorbim despre ceilalte persoane, noi gândim că sunt animale sălbatice, așa cum suntem și noi, animale sălbatice. După care noi începem să ne aducem la zi, adică zâmbim, îmbrățișăm pe oameni și așa mai departe. Asta este rolul cursurilor. Și câteodată plângem pentru că vedem că oamenii nu se schimbă. Nu se schimbă. Hei, e parte din viața noastră. Întrebare că aici între limba română și limba italiană sunt la graniță cu Elveția. Sunt foarte mulți dincolo care mă cheamă și o zic, am zis, mai stăm un pic, mai stăm un pic, pentru că consider grupul și Zoom mai important decât întâlnirea cu celelalte persoane. Ok? O să terminăm și o să merg la ceilalți. Vă rog, în cont. Se poate? Alo? Bună Da. Seara, Victor. Am o întrebare. Da, da, mă ascult. Atunci când lucrez cu chakrele, sunt unele locuri în care eu simt durere. De exemplu, în chakra 2 simt durere. În frunte, aici, în alte locuri sunt fierbinte, în alte locuri sunt plăcut. Treaba asta, senzația asta de durere fizică este legată că trebuie să mai să merg mai departe, să insist, să ce? Acolo unde simt durere. Da, ok. Deci vezi, eu acum am vorbit mult despre animale, pentru că așa a fost. Aici în curs au fost niște animale în casă, știi? Și eram în contextul că aceste animale sunt părțile noastre trecute. Sunt și astăzi. Era un câine și eu am observat, noi liniștiți, câinele mergea să bea apă. La mâncare, oamenii vroiam să dea primată de mâncare la câine, dar câinele avea niște dureri în corp, știi? Și de atunci am considerat că câinele este un punct de vedere al animalului. Câinele simte energia din cea, câine doare stomacul. Câinele are probleme cu capul și își dă așa peste... ok. Deci în chakre noi simțim locurile unde chakrele sunt înguste. Adică pasajul energiei este mult mai mare decât tunelul prin care intră. Și atunci, în elementul ăsta, viteză, doar că linia de intrare e mai strâmtă și lovește în chakre. Pe noi poate să ne doară chakrele. Primul, al doilea, a treia, a patra, a cincea, a șasea, a șapte. Ne dor chakrele pentru că urcă chakra și nu reușește să treacă. Trebuie să ne dezvoltăm, să deschidem câmpul al chakrelor. Să-l deschidem ca să poată fluxul să treacă. Altfel, fluxul este mai gros și canalul este mai mic și lovește în canal. Și ne doare zona aia. Pentru că asta este legată de chakre. Deci așa am văzut la oameni. Așa am văzut la animale. Așa am văzut la toate persoanele care erau aici într-o casă. Aveam de luptat la câine. Și lumea să treacă mai repede prin tunel. Câinele are mai strâmt un pic. Deci lovește chakra în zone. Și în zonele astea simte durere mai mare. Deci tot așa oamenii sunt ca animalele.
Noi suntem animale sociale, înțelegem chestia asta, nu? Că noi suntem după forma animalelor, feminin, masculin, și noi avem aceleași tendințe ca animale. Dar noi care suntem în curs, zicem că am dorit să evoluăm. Am dorit să mergem dincolo de corpul fizic. Și iată că pot să apară dureri când urcă energia Kundalini prin chakre. Și am zis, Kundalini este foarte important pentru că trebuie să organizăm pe Kundalini o etapă prin care să lărgim canalul și să treacă chakrele să se deschidă. Deci muzicile sunt făcute pe chakre. Bun, cam asta este, că pot să doară chakrele. E și când vine energia și nu trece de un anumit nivel, simți că mori câteodată când este pe partea înaltă. Ok. Emilio se duce. Da, sì, acum ok. Ok. Bine, dragilor. Deci, ok, mai stau 2 minute. Bine, dragilor, așa că vă îmbrățișez și omul sălbatic să ajungă omul de astăzi, omul de astăzi să devină un glob. Globul este al viitorului. Noi suntem oamenii viitorului, suntem globuri de energie. Și atunci vom lăsa partea asta fizică, o punem deoparte. Pentru că a fost o etapă a vieții noastre între animal și om. Dar am devenit oameni domestici. Am devenit să zâmbim, îi îmbrățișăm pe ceilalți. Mulțumesc! Bună seara și mulțumim Mulțumim și frumos! noi. Și Mulțumim! noi mulțumim. Mulțumesc! Mulțumim cu Mulțumim. recunoștință! Mulțumim. Mulțumim! Da, ok. Dragilor, se pare că Victor trebuie să iasă, dar dacă vreți, simt să vă propun, dacă simțiți să mai împărtășiți lucruri, să mai stăm puțin, dacă vreți, să nu fie așa bruscă ieșirea. Ce ziceți? Ok. Gata, i-am închis microfonul. Deci, știu că Monica, Lazar Monica, tu voiai să pui o întrebare. Dacă dorești, poți să o adresezi și poate Da, primi un deci răspuns, un punct de vedere. bună seara, mă auziți? Da. Da, nu reușesc să conectez și video, nu știu de ce sunt pe telefon. Deci, în primul rând, am pățit și eu aceeași chestie cu ruptura, cum a simțit doamna sau domnișoara dinainte, acum vreo 15 ani, o ruptură puternică, un țiuit și un sentiment că ești undeva în afara timpului. Nu știu, domnul profesor, am înțeles că totuși era de bine, dacă vrei tu, Paula, să explici mai mult sau cumva mai pe înțelesul nostru. Și doi, îți mulțumesc foarte mult pentru că atunci când ai explicat cu meditația, am înțeles foarte bine că eu am ajuns până la faza de zborul șamanic. Și mi-a fost foarte mult de ajutor. N-am reușit încă, nu e timpul probabil să intru în piață și ce ai spus tu, inițiere. Dar deja sunt fericită că am înțeles. Ok? Da, cu drag, Monica, și mă bucur. În primul rând, hai să începem cu realizarea asta pe care zici că ai simțit-o cu zborul șamanic. Noi când ne interiorizăm și intrăm în starea de meditație nirvanică, avem la un moment dat două opțiuni, să urcăm și să coborâm. În momentul în care urcăm, mergem înspre înălțim și mergem înspre culoarea albastru și apoi înspre auriu și la final e alb cristalin spre argint, așa. Dar dacă tu ai văzut zborul șamanic, acolo este important dacă ai urcat sau ai coborât. Pentru că noi putem să coborâm, asta e a doua variantă, și să intrăm în stările acelea inițiatice. Și acolo sunt toate probele și fricile noastre și lucrurile din subconștient se manifestă, oricum totul se manifestă la puterea gândului, deci în prezent. Și de asta e bine ca noi să pătrundem în aceste stări cu compasiune și cu inima deschisă și cu conștientizarea că noi suntem lumină, suntem ființa de lumină, că atunci nimeni nu poate să ne facă rău.
Deci, Eu eram sus, era un zbor, vedeam peisaje, vedeam pădure. Nu văd clar, deci imaginele sunt înțețoșate, dar era un zbor, vedeam, mă puteam chiar apropia. Nu mi se întâmplă des, dar înțelegi? Asta am zis, am vizualizam peisaje și eram undeva sus, eu zburam. Da, e perfect, e foarte bine. Continuă așa și nu uita să notezi în jurnalul de călătorie, e foarte important. Și mai spuneai despre starea Da. aceea de deschidere a inimii, asemănătoare cu cea a Adrianei. Da, a fost la fel un moment în care s-au fisurat acolo niște cordoane. Noi avem niște straturi ale cordoanelor. Noi avem aceste trei cordoane principale prin care este legată entitatea sau globul entității de corp. Și acesta este cordonul din inimă sau cel care vine aici în nodul inimii și fiecare dintre cordoane sunt structurate pe straturi, sunt cele șapte straturi ca și ale chakrelor. Și de la violet, indigo, albastru până la ultimul strat care este roșu. Ei, aceste straturi încep să se fisureze și noi, în momentele respective, avem stări din astea de bucurie imensă, de extaz, de iluminare, de bliss, stări de fericire inexplicabilă. Și astea când se produc aici, în zona afectivă, în zona inimii. Dar în același timp, cordoanele astea ne păstrează în limitele astea ale realității 3D. Și este bine ca ele să înceapă ușor, ușor să se fisureze. La început se fisurează cordonul din al treilea ochi și toate practicile pe care le facem de meditație, la asta ne ajută. După care începe ușor, ușor să se fisureze în inimă și să se deschidă inima. Și chiar dacă uneori pot fi și stări dureroase, dacă este o energie prea intensă, asta se întâmplă în prima fază, dar în a doua fază avem mai multă energie. Deci noi primim după aia energie și ne deschidem tot mai mult spre viață. Deci cam asta. Dar haideți să lucrăm pe deschiderea celui de-al treilea ochi la început. Adică la început. Se întâmplă în același timp pentru că dacă noi nu deschidem inima, nu se deschide al treilea ochi pe toate straturile. De asta ele funcționează cam în paralel, dar trebuie să urce energia. Trebuie să facem practici de urcare a energiei. Și ne poți explica, Paula, tot așa, în cuvinte simple, să înțelegem mai bine cum este cu al treilea ochi. Ce vezi tu, de exemplu? Dă-ne ceva practic, un exemplu. Da, păi sunt multe lucruri. La început, v-am zis, totul pleacă de la starea de meditație prenirvanică, care e cu ochii fizici. Deci e simplu. Doar că stând în această stare de meditație prenirvanică un pic mai mult, un pic mai mult și un pic mai mult de fiecare dată, la un moment dat ochii fizici se închid. Simțim că nu mai putem să-i ținem deschiși și ei se închid. Și atunci începe să funcționeze și să se activeze cel de-al treilea ochi. Și important e să tragem energia sus, pentru că altfel suntem peste tot în corp, bineînțeles. Ok, se activează al treilea ochi când facem meditație, dar e important ca conștient să tragem energia sus și să nu mai mișcăm corpul deloc. Tragem energia sus, o tragem în sens spiralat, de la stânga spre dreapta, în sens antiorar, orar, ăsta e fluxul de urcare, de ascensiune a energiei. Și facem așa, o tură, două, trei, patru, cinci, șase, când suntem la șase, suntem în al treilea ochi. Dar continuăm până la 12, facem 12 ture. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Asta e o tură. Și după aia mai facem o tură din nou de la stânga la dreapta, tot la fel. Ok, și acum avem globul creat, pentru că asta facem. Noi avem al treilea ochi în centrul globului. Deci imaginați-vă aici, e globul, da? În jurul meu. E globul. Are baza inima. De asta primele trei chakre sunt acumulatorul de energie, sunt importante, însă energia urcă din ele și ajunge la inimă. Și odată ce ajunge în inimă, de fapt, se duce imediat în al treilea ochi.
Asta zice și Joe Dispenza, care lucrează mult pe partea asta cu coerența inimii, da? Coerența inimii cu a creierului, cu a minții, cu al treilea ochi. Bun, și energia ajunge în inimă, îi înglob, da? Noi atragem și mai sus și ajunge aici și începe să pulseze. Și atunci încep să apară viziuni. La început e întunecat, e pe negru, e pe întuneric. Tot ce ne apare pe negru sunt toate lucrurile acestei lumi. Bun. Și noi explorăm multe lucruri în întuneric. Noi suntem în alfa, în stare. O să vedem la modulul 3, că începem să corelăm stările astea de conștiință cu frecvențele cerebrale. Și vedem ce se întâmplă în alfa, după aia coborâm la granița dintre alfa și teta, corelăm și cu herții. Ok. Și când suntem aici, începe să pulseze și începem să vedem tot felul de lucruri. Sunt foarte multe exerciții. Putem să facem exercițiul cu... Vedem un triunghi, după aia el devine 3D, piramidă. Vedem un cerc, el devine sferă. Vedem un pătrat, el devine cub. Deci asta le-am tot făcut. După aia putem să facem altă practică, cel cu lanțul. Suntem pe un munte și este un lanț greu și l-apucăm, adică acum implicăm toate simțurile, l-apucăm și el îl simțim că e rece. După aceea, cealaltă experiență cu cu ceara fierbinte, ca pe care o picurăm pe mână. Asta, deci începem să implicăm celelalte simțuri. Apoi faptul când mângâiem capul unui cal. Bun, deci toate experiențele astea sunt de făcut, dar sunt experiențe primare de început și sunt proiectate de mintea noastră. După aia încep să apară, pur și simplu ne apar percepții, apar. Și, nu, vă spun, sunt infinite, pot să fie infinite experiențele negru, dar pe măsură ce noi intrăm mai mult și mai mult în profunzime, negru ăsta se transformă. La început se luminează un pic și nu mai e chiar negru, e un fel de gri așa. Și se apar tot felul de forme și de lucruri. Apoi putem ajunge în indigo și în violet sau putem trece în albastru. Unii trec direct în albastru, dar alții trec prin stadiile astea. Asta e deja meditația nirvanică pe care eu tot am trimis-o. V-am trimis informațiile astea pe grupul școlii și v-am propus, haideți să medităm împreună. Ok, noi facem lucrurile astea și medităm împreună cu cei care au dorit să intre în grupul K, la ora 10 în fiecare seară. Dar vă propun la toți să facem asta, pentru că cei care au intrat în grupul ca ei și-au asumat. Da, vreau să fiu într-un grup, vreau să fac partea asta de meditație împreună cu ceilalți și sunt decis să-mi lărgesc gama de experiențe și să trăiesc o viață impecabilă din toate punctele de vedere. Cam asta, dar eu simt că toți din școala asta dorim și vrem, fiecare în funcție de cum se poate implica. Bun, după care vedem acest albastru, intrăm în culoare albastru și sunt forme, se produc toate elementele pe culoare albastră. În momentul ăla suntem în glob și putem călători cu globul și punem intenția să ieșim din corp și simțim cum ne iese capul din cap, ne iese mâna din mână și noi ne deplasăm în afara corpului. Și de aici o întreagă poveste, în continuare. Ieșim din corp cu corpul de Kihlimbar. Nu ieșim cu corpul astral, cu corpul eteric, astea sunt povești. Ieșim cu corpul de Kihlimbar. Și după aia mai încolo, corpul eteric, ulterior o să-l experimentăm. Dar noi, când ieșim, prima dată, facem meditația pre-nirvanică, ca să ne predispunem. Da? Și noi, adică prin meditația pre-nirvanică, intrăm din 3D în 4D. E primul lucru. Noi nu putem să sărim peste 4D, pentru că nu avem cum. E cel mai important, 4D-ul, e pasajul. Bun, pe măsură ce noi suntem tot mai mult conștienți și intrăm în dimensiunea 4, suntem mai mult de 50%, noi avem acces în a 5-a. Și atunci închidem ochii și avem aceste stări în meditație nirvanică. Și, da, nu mai știu ce am vrut să zic. Cam asta, da, cu faptul că ieșim din corp. Ok, și ieșim din corp, deci intrăm din dimensiunea a treia în a patra cu ajutorul meditației prenirvanice și apoi noi suntem în dimensiunea a patra deja. Noi când suntem în meditație prenirvanică, noi ne umflăm ca un glob, noi umflăm globul ăsta, da, de energie, pe care îl umflăm și prin respirații, că asta ne ajută respirațiile și holotropică și tot ce am făcut. Ok, și respirația dragonului. Și noi suntem extinși deja în toată camera. Și dacă noi suntem în toată camera,
Noi bineînțeles că suntem aici, dar eu pot să fiu și la ușă. Deci eu acum, dacă sunt în prenirvanică, eu sunt în același timp la ușă sau la geam. După aia, în același timp sunt jos, în scara blocului jos la intrare. De ce? Că eu m-am lărgit cât blocul ăsta. Imaginați-vă că noi, ca să intrăm, să zicem, 4 de complet, trebuie să avem aura de 24 de metri în diametru. Aura noastră crește, la început are 3 metri și apoi ea se lărgește, facem practicile astea de lărgire a aurei. Bun, și pe măsură ce crește, intrăm tot mai mult în 4D. Din 4D, pe măsură ce stăm mai mult în 4D, intrăm în 5D. Și când noi ieșim din corp, când suntem în meditație nirvanică, noi ne vedem în cameră. Și suntem la început, ne vedem cu imaginația și după aia intrăm tot mai mult energia noastră și se numește dislocare spațio-temporală și putem fi în mai multe locuri în același timp. Deci vă propun să începem să facem experiențele astea. Unii dintre voi le-ați făcut deja. Hai să vedem cine mai simte să împărtășească. Eu, dragă Paula, adică tu mi-ai vorbit din inimă acum. Pentru că eu, ce să spun, draga mea, sau la toți, eu sunt cu voi acum, dar în același timp pot să fiu în Mannheim, în casa în care am locuit ultima oară, pot să fiu în Timișoara, în locul în care m-am născut și asta merge așa, tac, 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 da? Mă întorc, eu nu știu, dar pentru mine este o stare normală, da? Și mă gândesc că acum cât știm, mi-am comandat, mă bucur mult, abia aștept să vină asta fizică povestită, da? Abia aștept să vină să mă ocup mai mult cu fizica cuantică, dar simt că asta este, că de fapt este ceea ce experimentez eu, este de fapt un efect al fizicii cuantice, al multidimensionalității noastre, care este un lucru absolut normal, nu e ceva, știi? Eu dacă vreau, mă duc acum și sunt cu băiatul meu, că pe care îl iubesc și simt iubire, compasiune, tot ce este. Și mă bucur de călătorile astea ale mele, dar le fac nu neapărat în meditație, le fac așa. Dacă vreau să merg acolo, eu sunt acolo. Dar tu ce părere ai? Dacă... Da, așa este. Da, e posibil. Acum noi, pe măsură ce înaintăm în vârstă, noi suntem tot mai predispuși la genul ăsta de experiențe. Adică, vă dați seama, în mod normal, după 50-52 de ani, cum zic și maiașii, cordoanele astea încep să se rupă de la sine. Cel puțin cel din al treilea ochi, el se fisurează și putem începe, cum fac și copiii când se întrupează, nu, Daniela? Văd aurele, sunt foarte deschiși, la fel se întâmplă la bătrânețe. De asta și oamenii înainte să moară încep să-și vadă rudele, ființe, entități sau să audă sau așa. Dar ce vreau să zic, Simona, este important ca experiențele astea să nu fie doar cu gândul. De asta la început noi ne gândim, da, sunt acolo. Ok, eu sunt acolo, dar cum știu sigur că sunt acolo și nu sunt aici, oriunde ar fi acel acolo? Prin faptul că îmi schimb perspectiva și că eu privesc din acel punct în acesta. Atunci eu sunt acolo și pot să fiu acolo cu gândul, da? Pot să fiu cu emoțiile, pot să fiu cu energia. Pe măsură ce sunt tot mai mult, cu tot mai mult din energia mea, sunt tot mai mult acolo. Altfel, eu doar mă gândesc, sunt acolo, sunt acolo. Și dacă mă gândesc că sunt în prea multe locuri, în același timp în prea multe locuri, atunci de fapt eu nu-s nicăieri și sunt tot aici, doar mă gândesc. De asta la început, practica care se face, prima parte, este să fiu în cameră, doar că nu sunt în corp, plutesc deasupra corpului. Eu mă simt că plutesc deasupra corpului, după aia mă întorc în mine și simt că ies, că plec și că mă îndrept spre geam. Și mă văd la geam și mă uit pe geam și văd. Ce văd la geam? Aud mașinile, dar le și văd. Văd ce este la geam. După aceea mă întorc și vin iară spre mine, spre corp, apoi mă duc la ușă, după aia cobor scările. Și fac tot mai mult experiența asta și pe măsură ce o fac tot mai mult și pot să mă plimb și pot să mă duc. Chiar am făcut experiența asta ieri cu grupul din Italia.
O ghida Victor așa procesul și s-a dus tot grupul într-o direcție. O să le facem și noi curând. Și s-au văzut așa, la o biserică, au intrat în biserică, s-au ridicat toți deasupra bisericii, e călătorie cu globul albastru. Au pus mâna, da, din glob, este un membru, o mână, pe clopot, adică experiența asta. La început e cu imaginația, dar pe măsură ce noi facem cât mai des, facem o lună, două, trei, noi suntem tot mai mult cu energia în zonele astea. Și trebuie să avem un mers echilibrat, pentru că altfel mintea noastră pierde detaliile. Și trebuie să mergem în jur de 5-10 km pe oră, cam așa să ne deplasăm dintr-o parte în alta. După aia o să ne deplasăm, cum zici tu, Simona, cu viteza gândului și cu viteza luminii. Și după aia mai repede decât viteza luminii, nu viteza energotachionică, dacă tot vorbim de fizică cuantică. Dar să o luăm pas cu pas. Vreau să-ți spun mulțumesc din suflet. Eu nu am văzut că asta e legătura cu vârsta onorabilă pe care am atins-o, pentru că eu nu am niciun sentiment nici pentru vârsta mea, da? Deci este o cifră care pentru mine nu înseamnă nimic. Dar probabil că are de-a face cu stările credului care acum la mine se transformă și din cauza asta, da. Am nevoie de ghidare, că altfel o iau razna, că eu mie îmi place să fiu și aici, acolo, și eu, ce fain. Da, vin așa impresii și emoționale, acum sunt la Bâlea, dacă vreau, acum sunt la Păltiniș sau la Ocna, așa, eu mă duc încoace încolo. Și ar fi bine să fiu un pic mai focusată, că poate mă ajută mai mult pentru eu asta, vreau să mă pregătesc pentru când plec de aici și de-abia aștept, să spun sincer. Dar vreau să, da, și de asta apreciez foarte mult ce faceți voi pentru mine special. No, atât. Mai las și pe alții. Aveam o întrebare, Paula, pentru Simona, dacă îmi permite, Paula. Te duci în locurile pe care le cunoști sau te duci și în alte locuri și apoi ai verificat? Pentru că e foarte frumos. Eu un pic sunt atentă la mine și adică să nu, imaginația mea să nu mă păcălească. De aceea te întreb. Te duci în locuri pe care nu le-ai cunoscut sau te duci cu imaginația unde ai mai fost? Pentru că dacă te-ai dus la locurile unde nu ai mai fost, le-ai verificat apoi că au fost reale? Deci am avut două visuri, sau mai multe, mă rog, lucide, și acolo am fost în locuri în care încă nu am fost. Dar așa, în viața de aici, unde sunt aici, am fost în locuri, de fapt a fost trecutul, da? Pe care le cunosc. Da? Dar ai dreptate. Pe mine ce m-ar interesa, deci să mă deschid pentru viitor, adică să mă deschid la, cum să zic, noi acum, foarte, foarte scurt, ai o chestie care pe mine acum mă pasionează, zic, mai poate primim informații din viitor, de la fiind îngerul care noi vom deveni, care precis vom fi, și propriul nostru înger ne susține din viitor. Pe mine asta mă interesează. Până acum asta nu am reușit. Dar asta mă interesează. Și de-aia mă ocup acum cu fizica cuantică și vreau să văd. Deci au fost două vise care m-au fascinat, în care am fost într-o casă extraordinar de frumoasă, cu multe camere, o vilă. Am fost cu mama mea acolo și după câteva zile s-a întâmplat că, dar nu a fost intenția mea, încă nu eram aici în școală. Am ajuns în același vis tot cu mama mea și am continuat acel vis, da? Și a fost extraordinar, atâta frumusețe nu mai văzusem și am avut și alte vise, trebuie să spun, da? Iar foarte frumoase, încă nu am fost, dar așa aici în meditație încă nu am reușit. Mulțumesc de întrebare, sper că poate te ajuta. Tu ce spui? Da, toate experiențe de notat în jurnal și toate foarte importante, în special visele și visele lucide, mai ales călătoriile, tot. Mai dorește mulțumesc. Cineva să împărtășească ceva?
Pot să fac eu o întrebare? Nu știu, nu are legătură decât cu ce a spus doamna Simona dinainte. Oare care este diferența, dacă știți, măcar teoretic, nu neapărat și practic, între remote viewing și bilocație? Eu am auzit sau cunosc persoane, o persoană care spune că face bilocație. Remote viewing sunt foarte multe care fac, adică nu știu cu ce se duc, cu ce parte a corpului energetic sau cu al treilea ochi sau nu știu cu ce se duc, cu ce corp se duc, se duc undeva și facă, pur și simplu analizează. Analizează tema respectivă, locul respectiv. Dar bilocația e altceva. Deci îl cunosc și personal, am făcut niște cursuri cu RNMI și el face bilocație. Adică el poate să fie văzut și în fața ochilor mei, dacă vrea, și poate să fie văzut și în America Latină, unde locuiește. Dar eu tot nu înțeleg cu care corp se duce. Adică eu care corp al lui sau care hologramă a lui o văd, dacă îl văd în fața ochilor mei când face bilocație. Dacă știți cumva, cu care corp ne plimbăm? La fel am o doamnă care face, nu că face, face și fără voia ei de zeci de ani, ea le spune călătorii astrale. Dumneavoastră spuneți că nu e vorba de corpul astral, ci e vorba de corpul de chihlimbar. Hai să presupunem că poate sunt lucruri diferite sau poate nu sunt lucruri diferite, dar oamenii nu au găsit o explicație științifică și n-au făcut o teorie din chestia asta. Doamna respectivă se plimbă de zeci de ani, dacă dorește, pe orice planetă care și-o dorește ea. Și se întâlnește cu orice entitate pe care și-o dorește ea. Dar ea susține că este o călătorie astrală. Da, se dedublează, dar ea o consideră lumea astrală. Eu am înțeles, poate n-am înțeles bine, că lumea astrală e lumea 4D. Este altceva lumea 4D decât lumea astrală? Sunt niște întrebări teoretice, pentru că eu practic nu am reușit să evoluez atât de mult. Mă scuzați. Da, Simona. În primul rând, 4D-ul este aici. E tot aici. Toate sunt tot aici. Dar vreau să zic că 4D-ul îl putem percepe cu ochii deschiși. Nu trebuie să închidem ochii. Noi intrăm în 5D când începem să vedem diferit acest mediu. Hai să luăm altfel. 3D-ul, da, îl cunoaștem cu toții. 4D-ul este o stare de conștiință extinsă, și de percepție extinsă, dar e diferit decât 3D-ul. Este tot ce ține de deschiderea inimii, de compasiune, de percepție, de simțire, de empatie. Asta e 4D-ul și îl trăim aici acum în momentul în care ne deschidem. Și noi prin starea de 4D putem să cuprindem cât mai mult și cât mai mult și cât mai mult. Putem să cuprindem, să ne extindem cu globul, da? Să ne extindem cât casa, cât blocul, cât orașul și cât pământul. E aura noastră, da? Care se zice că marii maestri, aura mare cuprind tot pământul. Maitreya sau alții de care am mai vorbit. Ok. Acum, noi putem călători în 4D cu corpul subtil, dar corpul cu care călătorim este corpul de chihlimbar. Nici măcar nu este corpul eteric, dar pe corpul astral. Corpul eteric, dacă noi înțelegem ce este acest eter, este plasmă, e corpul nostru de plasmă, care e format din plasmă stelară, plasmă solară, din care este format soarele. Acum, dacă noi ne uităm un pic la Soare și vedem din ce este format el și ce explozii și ce se întâmplă și care e temperatura Soarelui, cam așa să ne dăm seama că corpul nostru eteric este format din acest fel de plasmă. Și noi, ca să ne cuplăm cu acest corp eteric, avem nevoie de alte două corpuri intermediare, de corpul de chihlimbar și de corpul albastru. La început, noi formăm corpul de chihlimbar, care este mai aproape de corpul fizic și începe de la emanațiile corpului fizic, de la tot ce emană el,
și e ca și căldura când mergem cu mașina care se vede așa pe asfalt, undele acelea de căldură. Și noi construim corpul de chihlimbar, îl construim la fel, prin respirații, ș-ș-ș, sau astea de dimineață, și ăsta pe care îl percepem în jurul nostru. Și din corpul ăsta de chihlimbar pleacă apoi globul albastru sau corpul albastru care el călătorește. Deci noi călătorim cu corpul de chihlimbar spre globul albastru, că el e albastru. Bun, în niciun caz încă cu corpul eteric, în niciun caz încă cu corpul astral, chiar dacă oamenii astea zic că ele fac călătorii astrale. E un fel de a spune, și tot de la Institutul Monroe și toți, da? Călătorii astrale. Ok, ei poate așa își traduc ei sau ei poate că așa cred, însă sunt progresive lucrurile, asta vreau să zic. Sau poate, cine știe, poate ele au ajuns la aceste stări de conștiință în care controlează corpul de chihlimbar, corpul albastru, corpul eteric și corpul astral. Și apoi mai urmează corpul mental și apoi marea ființă, adică corpul cauzal și apoi marea ființă de lumină. Acum putem să presupunem foarte multe lucruri despre anumite persoane, dar trebuie ele să vină să ne povestească experiența lor. Și atunci. Dar lumile pe care le văd ele, bun, că e astral, că e, nu contează denumirea, lumile pe care le văd ele când se dedublează, le văd cu entități, cu îngerași, cu oameni care au fost, să zic, în viața, acum nu mai sunt în viață, deci sunt în perioada cealaltă. Da. Ce lume este asta? Este o lume sau este o sublume care... Una foarte limitată, pentru că până la urmă totul se împarte, înțeleg, pe frecvențe, pe vibrații. Eu cred că este o lume intermediară, limitată, la care au acces. Chiar Păi, dacă sunt. susține că dacă își dorește să ajungă, nu știu, dau un exemplu, pe Jupiter, se duce pe Jupiter, din punct de vedere, spune persoana respectivă, astral. Hai, nu fi astral, dar se duce pe Jupiter și acolo se întâlnește cu ceva entități care le găsește în zona aia și comunică cu ele. Dacă vrea să se ducă pe o planetă care nici nu știe cum o cheamă, întâlnește alte entități, le cunoaște și vorbește cu ele. Și vă spun că nu e psihopată. Ba chiar am înțeles că o să-și scoată și o carte. Și face asta de 10 de ani. Bine, are la activ și yoga, deci are și tehnici. Dar o face cu ușurință naturală. Nu a făcut-o datorită tehnicilor. Da, e perfect. Să o cunoaștem și noi. Aceste lumi sunt în interiorul nostru. Dacă o să studiem un pic, iar revenim la fizica cuantică, sunt în profunzimea noastră. Noi suntem acum la 10, la 1 sau la 18-a parte dintr-o secundă. Pe măsură ce noi reușim să coborâm mai mult și mai mult și mai mult în interiorul nostru, ajungem la un strat la care putem și noi să comunicăm cu morții, care de fapt nu sunt morți, dar sunt în alt plan decât suntem noi acum. Pentru că numai că n-au corp fizic, dar ca entități există. Deci sunt în profunzimea noastră aceste ființe pe care le numim morți, care sunt morți vii, de fapt. Ok, noi putem să facem tot felul de călătorii și putem și noi să facem experiențele astea. Adică depinde de noi dacă ne limităm sau nu și dacă facem experiențele astea sau nu. Adică îmbrățișez pe doamna respectivă și haideți să o cunoaștem și noi. Haideți să vedem cine mai vrea să intervină. Violeta, știu că aveai microfonul deschis. Acum l-ai închis, deschide-l, te rog. Scuze. Ca și exemplificare a dimensiunii 4D, revedeți filmul Profețiile de la Celestin. Este foarte clar, acolo este exact starea aia de empatie, de deschidere, de când mediul se schimbă, îl percep cu totul altfel, vezi energia în totul și eu l-am asimilat clar cu 4D. Iar dacă mergeți în carte, ei reușesc chiar să se relocheze cu tot cu trup dintr-o parte în alta. Eu am numit acea zonă 5D.
Da. Cartea e mult mai amplă. Dar este bine de revăzut că ne mai stabilizează percepții, gânduri vis-a-vis de cum ar fi, cum e și de multe ori avem stări, avem viziuni și le dăm deoparte. Și nu lucrăm în continuare pe ele. Și asta ne pune frână. Da. Eu tot Asta am citind, zis. înțeleg că în 4D sunt civilizațiile care trăiesc sub pământ, nu numai Agartha, mă rog, din punctul meu de vedere, Agartha și Shambhala sunt niște zone sau niște denumiri, dar sunt foarte, se spune că sunt foarte multe civilizații sub pământ, inclusiv Sasquatch sunt sub pământ. Și se spune că toate sunt în 4D. Noi, ăștia simpli, nu le vedem. Cei care trăiesc în Islanda sau în Irlanda, în zona respectivă, din totdeauna, în mare parte le văd. Deci eu cred că e vorba de o frecvență pe care ei o rezonează, o ating oamenii normali care văd acele entități din 4D de acolo, de la ei din Islanda. Noi nu le vedem. De asta zic că trebuie să fie vorba de un etaj frecvențial, pur și simplu de o frecvență pe care o atingi sau nu o atingi, cu sau fără practică. Pentru că, v-am zis, islandezii, cred că jumătate dintre ei sau o treime din ei le văd pe acele entități. Adică lor nu se pare nimic anormal să le vadă. Noi le considerăm aproape de nebunie dacă vine cineva și spune că a văzut, nu știu, un elf sau o zânișoară sau nu știu cum se mai numesc personajele respective. Dar se pare că sunt pe o frecvență pe care, să zicem, ochiul nostru sau starea noastră de vibrație a majorității nu o percepe încă, dar ele sunt. Deci doar noi trebuie să ne creștem vibrația ca să intrăm în contact, să rezonăm cu ele. Eu așa am înțeles. Da, ok. Pentru ce trebuie să le vedem? Păi pentru că sunt ca și noi, sunt locuitori ai Ok, Pământului și vreau să zic o mai chestie. mult Am decât avut atât, dacă sunt în decorporalizare. 4D, sunt în Ok. 4D, am înțeles eu, nu știu dacă am înțeles bine, dacă știți altceva, vă rog să-mi spuneți. Sunt în 4D tocmai pentru că s-au protejat la un moment dat și au fost în stare să-și facă o lume a lor în 4D față de lumea asta de 3D de la suprafață, care încă se omoară între ea și încă se distruge. Deci a Ok, fost alegerea eu lor vreau și să. puterea lor să-și aleagă să trăiască mai bine. Dar sunt tot cu noi, sunt tot frații noștri, nu știu cum să zic, chiar dacă seamănă, arată puțin altfel. Și nu zic asta întâmplător. Apropo de vise și viziuni, eu am avut vise, nu pot să zic că am trăit în stare de trezie, dar în stare de visare am avut nenumărate vise în ultimul an cu genul ăsta de entități. Genul de entități care clar mi s-a sugerat că sunt pe pământul nostru și trebuie să începem Aia să le vreau să spun acceptăm. eu. Vrei să spun? Uite-te, eu vin să-ți dau răspuns. Eu am avut de... S Alexandrina. Am avut decorporalizare la nașterea fiicei mele, acum 16 ani am plecat din corp în spital unde o nășteam. Așa, zburau entitățile din unul în altul pe stradă și am zis, da, păi eu n-am văzut aia, păi nu, eu n-am văzut aia, dar nu înseamnă Alexandrina că dacă n-ai văzut nu există. Și am mers pe urmă la următoarele straturi, da? Îi mai departe, sunt niște zone unde mergi, ai dat bani cu camăta, ai făcut avorturi, mergi acolo, straturi. Și Nu mergi mă cu refer pas cu... la entitățile de astea, cum să le zicem, eterice sau descărnați sau mai știu eu ce alte, Aud, e plin aici cu noi cum de le spun entități. oamenii, dragi demoni și alte prostii. Eu nu mai Nu, nu, nu. cred în aberațiile Ok, astea, nu sunt sunt tot entități. entități. Nu, da, sunt entități. Eu nici eu nu vreau să cred că cum zic alții, că-s dragi. Ok, sunt niște entități care se hrănesc cu energia noastră și au nevoie de energia noastră Dar eu nu umană. de alea vorbesc, eu nu de alea vorbesc. De cele care stau în Agartha, în Shambhala și de Bine, și cele acolo care au sunt. hotărât la ultimele mari cataclisme să-și salveze civilizațiile sub pământ. Sau poate nu credeți, sau poate credeți că toate sunt malefice, nu știu. E adevărat ce zici tu. Deci nu e nimic fals. Există și posibilitatea asta. Și chiar există. Da, bineînțeles că există, dragilor. Tot ceea ce noi gândim există, pentru că nu degeaba gândim lucrurile alea, Și într-un alt plan sau așa. dacă nu creiem că Da. credințele tale creează realitatea ta, e foarte ușor. Americanii care au dit mai în terenurile întinse se întâlnesc și ei cu Sasquatch ăia.
se întâlnesc ocazional, pentru o secundă, pentru 5 minute, pentru 10 minute, deci se întâlnesc, ele există, trăiesc. Dar se Așa pare că este. sunt în 4D, deci îi vedem sau nu îi vedem, cred că depinde de noi dacă suntem în stare să îi vedem sau nu. Și depinde și de ei dacă doresc să intre în relație cu noi. Se pare că până acum nu au dorit. Da, Simona, e adevărat. Există și sirenele, există multe lucruri pe planetă la noi, la noi aici. Păi și nu e Da. normal ca dacă evoluăm să fim toți o mare familie? Ba da, Sau bineînțeles. suntem mai multe pământuri, în mai multe dimensiuni în același timp și vom rămâne așa? Păi noi suntem chemați să evoluăm din 3D spre 4D și asta e ce simt eu acum foarte puternic și avem nevoie să stabilizăm 4D-ul. Dar cum putem face asta? Să facem asta? Haideți să medităm prenirvanic. Cât? Jumătate de oră, după aia o oră, după aia 2 ore, după aia 3 ore, 4 ore, reușim să stăm 4 ore în meditație prenirvanică. Jumătate de zi reușim. Atunci noi reușim să vedem lucrurile astea ciudate. Pentru că noi zicem X face A, X face A, X face aia. Ok, unii pot să le facă natural. Dar suntem aici o școală care să arate că, uite, chiar dacă eu nu am până acum capacitatea să pot să dobândesc. Cum? Uite, simplu, așa, 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 ăștia sunt pașii. Așa au făcut toți maeștrii până acum. Gândiți-vă că în școlile tibetane, în mănăstiri, în temple, la Shaolin, peste tot, s-a făcut un program. Noi acum vrem să ne iluminăm și să ne trezim fără practică, numai cu informații teoretice, mentale, dar noi să ne facem un program de o oră, nu mai mult, nu mai puțin, de o oră, în care să ne facem nouă practica noastră specifică pentru ce avem noi nevoie să obținem. Privirea aurei, respirații, deci lucrurile astea pe care putem să le facem zi de zi, fiecare dintre noi. Asta vă propun. Ok, Paula, poți să-mi aduci ceva, te rog? Da, sigur. Nu pentru toată lumea e dat să vadă entitățile. Că eu când le-am văzut, nu mi-a fost ușor pe loc. Deci nu pentru toată lumea. Aveți grijă ce vă doriți. Păi nu e vorba că îți dorești. E vorba că se pare că 4D cu asta e populat. Deci trebuie să le vedem și pe alea care nu ne convin, dar trebuie să okay, avem și dacă tu nu tăria, ești tăria să... Psihic, păi dar nu... Și într-o lună eu sper că noi care suntem internată. Pe grupul ăsta avem această tărie. Ok. Că de altfel nu eram pe grupul ăsta, adică măcar nu doream să cunoaștem mai mult, să aflăm mai mult. Auzi, nu e chiar așa, crede-mă. Când le vezi și când te întâlnești cu ele, crede-mă că e un șoc foarte mare. Vreau să vă spun că eu mă pot întâlni cu ele, dar nu le văd cu ochi nici fizici, nici energetici. Dar le simt în aer, în eter, vreau să te ajut. În Cerem mâna ajutorul. Mea. În cerem câmpul ajutorul. Meu. Deci le simt în câmp, le simt okay. Și le pot să le fac să și forma, dar nu-i văd cu ochii fizici. Deci nu că nu am trăirile astea astrale. Dar nu doresc să le văd. Ca dovadă că mie ușor, nu, eu nu mă sperii de ele. Dacă vrei, te pot ajuta. Pentru că ce nu-mi convine în câmpul meu, nu primesc. Punct. Okay. Frecvența care nu îmi convine, nu primesc. Bine. Când o să fii pregătită, o să le vezi. Păi eu le vreau pe alea bune, nu pe alea rele. Pe alea rele nu le bag în seamă. Da, dar vezi că vin la pachet. Păi da, bun, trec pe lângă mine, ca și oamenii de pe stradă. Trec foarte mulți pe lângă mine, dar nici nu mă uit la ei, că nu mă interesează. Okay. Asta vreau să spun. Bine. Scuză-mă, ar trebui și ele să fie interesate de tine. Deci tu dacă vrei să vezi pe alea bune, tu trebuie să fii la nivelul de rezonanță care să te ducă Bingo, la ele asta și ele și să eu. Te uite. Asta am spus da. Și eu, dar acum mă refeream la nivel de umanitate, nu mă refeream la mine ca persoană, că am pretenția să mă întâlnesc eu cu ele. La nivel de umanitate, nu asta înseamnă trecerea în 4D? Să ne vedem, să ne simțim unii cu alții ca parte a aceleași, mă rog, populații de entități care trăim pe pământ? Eu, scuză-mă, mai vreau să spun ceva. Părerea mea este că e o chestie individuală, că suntem noi într-o școală în care suntem ajutați să mergem, dar asta e treaba noastră cu noi și cu Dumnezeu. Deci ideea că acum suntem o lume și hai să sărim pasul, e frumos zis așa, populist, dar fiecare suntem pe turta noastră în contextul în care suntem ajutați și avem această școală și categoric, aici. Da. Categoric, dar acum să zic se face separarea sau cernerea. Asta nu hotărâm noi. Păi nu, nu asta se face noi, și fără, tocmai se face și fără să hotărâm noi. Se face cernerea.
Cine vrea să meargă mai departe, merge. Cine nu, nu. Nu hotărâm nici măcar conștient. E vorba de inconștient, e vorba de legile acelea Adică cum? neștiute. Sufletul meu și spiritul meu nu știe ce vrea și ce îți dorește și ce a venit să facă pe pământ? Trebuie să-i spună cineva ce să facă? Pe care cărare să o ia? E vorba de asta. Ok, hai să... Plan divin. Eu fac o pauză acum. Îți mulțumesc, Paula. Deci nu, eu sunt divinul din mine. Eu nu aștept să-mi spună cineva ce să fac. Eu nu vorbesc de divinul din tine, eu vorbesc de planul divin. Totul se întâmplă conform planului. Păi și nu simțiți că s-a activat un plan divin în ultimii, hai să zic, 10 ani? Chiar nu, vorbesc de planul nu divin credeți că s-a activat? Adică credeți că eu știam acum 10, 15, 20 de ani ce o să urmeze? Nu știam nici eu. Dar acum este atât de evident că nu mă pot face că plouă. Eu vorbesc de planul divin al fiecăruia în parte. Experiențele mele nu o să le trăiți niciodată dumneavoastră sau eu pe ale dumneavoastră. Deci... Bineînțeles, corect. Fiecare este pe drumul lui personal și pe căruia lui. Și tot ce experimentăm, experimentăm conform unui plan divin personal al meu. Eu știu care e misiunea mea personală, unii poate și-o descoperă. Da, dar toți suntem la același ocean energetic acum, în momentul ăsta. Bine, deci nu mă pot comporta ca acum 20 de ani, pentru că ar însemna să-mi dau un șut în fund să cad într-o prăpastie. Trebuie să schimb modul de gândire, trebuie să schimb paradigma. Nu se mai poate ca acum 20 de ani. Eu zic că să începeți dacă doriți cu intonația, pentru că noastră poate inconștient vorbiți. Eu sunt Dumnezeu, dar foarte violent, sunteți foarte violentă. Nu, eu mă grăbesc să vorbesc și nici nu mai vreau să vă rețin acum, ca să nu aveți impresia că vă rețin. Nu, e vorba de respect. De respect, nu. Pentru că noi am intrat într-o armonizare aici și eu am ne-a pus niște întrebări. Acum. Deci, în primul rând, recunosc că mă bucur de dialog, dar aș fi vrut să-mi răspundă doamna Paula la întrebările mele inițiale. Că nu, sincer, eu de 30 de ani simt entitățile, dar nu despre asta era întrebarea mea. Era despre un 4D. Adică voiam să aflu ceva concret de la doamna Paula. Și mulțumesc și celorlalți și chiar vreau, dacă se poate, să împărtășiți pe grup și experiențe personale. De ce nu? Vă răspund acum, da. Deci, aceste entități cu siguranță sunt în 4D. Sunt mai multe rase de specii pe planeta noastră. Despre asta a vorbit și Victor de mai multe ori. Deci, avem aceste rase pe care noi, odată ce ne deschidem în 4D, bineînțeles, reușim să intrăm în contact cu ele. Acum, mai vreau să completez faptul că atunci când începem să vedem aurele, și apropo de așa zisele entități și de toate, că toți suntem entități, nu? Unii sunt cu corp fizic, alții sunt cu corp subtil. Începem să le vedem pe cele cu corp subtil. Dar ce vorbea și Alexandrina mai devreme, înseamnă că luăm tot pachetul. Adică le vedem pe toate, nu le vedem numai pe care le alegem noi să le vedem. Pentru că există de toate felurile aici, și pozitive și negative, și îngeri și demoni. Încă în 4D există dualitate, încă în 5D există dualitate și în 5D. În 6D nu mai există dualitate, dar până acolo avem de parcurs 4D-ul și 5D-ul. Și noi când intrăm în 4D... 4D-ul e un fel de altfel decât suntem noi obișnuiți și la un moment dat, în 4D, noi ne pierdem. Ne pierdem pentru că nu suntem obișnuiți cu genul ăsta de frecvență și de vibrație. Și de... Deci ajungem până la un punct în 4D și apoi vin niște unde care ne iau pe sus, care ne iau prin surprindere. Și noi, de obicei, când suntem în meditație, noi atunci adormim. Și pierdem conștiința pentru că 4D-ul are o viteză mai mare decât avem noi, decât are 3D-ul și mintea noastră. De asta noi adormim când mergem la somn, de exemplu. Bun, dar dacă noi facem mult exercițiu și noi începem să rămânem conștienți că suntem pe punctul de a dormi, atunci e cheia și noi ca și când vine trenul și noi sărim în tren. Noi ne urcăm în tren și mergem cu trenul, mergem cu viteza trenului. De asta avem de conștientizat 10 la minus 18, 10 la minus 19, 10 la minus 20, minus 21, minus 22, 23, 24. La 10 la minus 24 noi vedem aurele și vedem de fapt toate aceste entități și luăm tot pachetul. Coborâm, 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 după care intrăm în dimensiunea 5 a conștienții.
Dar noi putem să vedem dimensiunea cincea și cu ochii deschiși. Și cei care au luat, eu nu vă zic, dar sunt care fac ritualuri ayahuasca sau... Asta e DMT, da, ayahuasca. Ce fac ei? Ei intră direct, sunt trași în această dimensiune subtilă, în dimensiunea cincea, și văd realitatea care seamănă cu realitatea 3D, dar e diferită. Deci, sar din 4D sau la granița dintre 4D cu 5D și încep să vadă. Și încep să vadă tot realitatea asta, lustra, eu o văd, dar ea nu mai e la fel, ea vibrează, ea are alte forme. Tabloul ăsta care e în spatele meu aici, el totul se mișcă, e altfel în 5D. Dar el de fapt așa e și acum, doar că eu nu sunt în acea percepție. Deci ce spui tu, Simona, e adevărat și mulțumesc pentru completare și pentru întrebare, care e minunată. Și da, noi avem de parcurs drumul ăsta. Practic e intrarea noastră în profunzime. Ok, cam asta voiam să mai completez. Și încă ceva, apropo de entități și termin, e că noi nu vrem să le vedem pe alea negative, între ghilimele, dar vin probele. Și când vin probele alea, când vin? Când noi suntem pregătiți. Și când vin probele, cum ziceam mai devreme, de probele inițiatice, e momentul în care noi să ne deschidem și să le îmbrățișăm. Și atunci, de fapt, e proba compasiunii, care e cea mai importantă. Da, cam asta mai voiam să vă zic. Monica, vrei să mai zici ceva? Că apoi încheiem, dacă... Vroiam doar să-ți mulțumesc foarte mult, Paula. Am primit multe informații importante. Mii de mulțumiri. Cu drag, mă bucur și mulțumesc și eu. Mulțumesc și Violetei pentru completare. Da, eu am citit cartea Profețiile de la Celestine, dar am văzut filmul, chiar o să văd filmul, că sunt curioasă, dar da, e foarte, foarte bună completarea și mulțumesc. Bine, dragilor, mulțumesc. Aducem totul în prezent. Mm-hmm. Respirăm profund. Mulțumesc, Alexandrina. Da. Și o seară minunată. O să vă trimit înregistrarea. Mulțumesc, Paula, pentru tot și toate. Mulțumesc participanților și seara bună. Doamna care a vorbit nu a fost agresivă, dar s-a grăbit și în funcție da, dacă este Ardelean, dacă ești Ardelean vorbești mai rar. Nu-i nimica, dacă ești din prin București vorbești mai. Da, apric. Mi s-a mai spus. Când am ajuns la Sovata printre bunguri, mi s-a spus: "Doamnă, dar sunteți din București, vorbiți foarte repede." Păi și eu m-am gândit că e de acolo, da. Okay. De vedere, vă îmbrățișez. Seara bună.